Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate reprinești, Vizierul Bunătăților și Redătorului de Viață, vino și te sărășurește între noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvântați. Pentru veciunea Sfântului Antonie cel Mare, Doamne, Sfântul Sfântului, miluiește-ne pe noi. Amin. Bună seara, Doamne ajută, bine ați venit. Atâția cât suntem, nu-i nimic, mila lui Dumnezeu. S-a făcut vreme frumoasă și lumea are atâta treabă acum, e ocupată cu altceva, e prinsă cu altceva. Dar nu deznădăjduim. Îi mulțumim din suflet Părintului Profesor că ne susține și ne încurajează și promitem că data viitoare când va veni vor fi mai mulți. Vom fi mai mulți. Părintele Profesor va vorbi despre educația tinerilor la Sfinții Părinți. Părintele fiind profesor de patrologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universității din București. Este preot paroc la Biserica Udricană. Este pentru a treia oară la seriile noastre duhovnicești și îi mulțumim. A venit constant și a răspuns întotdeauna cu da. Îi dorim mult spor și mult succes. Și vreau să vă anunț că, din mila lui Dumnezeu, peste două săptămâni va veni Părintele Profesor Ioan Popescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova și preot paroc la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Pitești, profesor de dogmatică. Fost decan al Facultății de Teologie Sfânta Filoteia din Pitești. După Sfintele Paști, deci Părintele Popescu va veni pe data de 18 aprilie, adică de astăzi în două săptămâni, tot la ora 19. Mai anunțați lumea, mai mobilizați, mai chemați și pe alții, cunoscuți, prieteni, vecini. După Sfintele Paști, pe data de 16 mai, va veni din nou în mijlocul nostru domnul Corneliu Constantin Ciomâzgă. Îl știți, scriitor, jurnalist, publicist și mărturisitor creștin. A scris două cărți de referință, Lucrarea și Se întorc morții acasă. Luni 30 mai va fi iarăși în mijlocul nostru Părintele Arhimandrit Antim David, starețul Schitului Măgurean din București, care de asemenea va veni pentru a treia oară în mijlocul nostru și care va vorbi despre tinerețea fizică, biologică, naturală și mai ales spirituală din perspectiva Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți și a Filocaliei. Luni 13 iunie va fi în mijlocul nostru Părintele Sorin Adrian Mihalache, profesor la Facultatea de Teologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae, inginer la bază și teolog, realizator al emisiunii de la TV Trinitas Lumina Celui Nevăzut, specialist pe dialogul teologie-știință-religie. Va veni cu o temă interesantă, urmează să ne comunice zilele acestea. Iar luni 27 iunie, ultima seară duhovnicească din această perioadă până la toamnă, atunci în 27 iunie, tot lunea, va veni domnul Iulian Capsali. Chiar astăzi am vorbit cu dumnealui, actor, tata nouă copii, susținător al familiei tradiționale, mărturisitor și apologet creștin. Deci aceste seri duhovnicești le vom mai avea în derulare 5 la număr de aici încolo. Cu Părintele Ioan Popescu peste două săptămâni, cu domnul Ciomâzgă pe 16 mai, cu Părintele Antim David pe 30 mai, cu Părintele Sorin Mihalache pe 13 iunie și cu domnul Iulian Capsale pe 27 iunie, după care încheiem până la toamnă când vom relua ciclul de seri duhovnicești. De mâine, în 10 zile, pe 15 aprilie, mergem din nou, un grup de pelerini, la Mănăstirea Frăsinei. Știți că obișnuim să mergem așa la începutul și la sfârșitul postului, sau către sfârșitul postului. Cine vrea să vină, îi primim cu drag, să ne spună într-o săptămână cine și câte persoane vor să vină.
Iar femeile, pentru că mergem doar bărbați, fiindcă acolo este ca în Sfântul Munte Athos, care doriți, puteți să ne dați pomelnice să le ducem acolo, cum ați mai făcut-o și până acum și cum obișnuiți să faceți atunci când trimiteți la Mănăstirea Crasna. Cam acestea am vrut să spun până începem. Să nu ne mâhnim și să nu ne întristăm că suntem așa puțini. Părinte profesor, să ne iertați, dar să nu vă descurajați, să nu ne descurajăm, fiindcă altădată vor fi mai mulți. Oricum, e și bine, e și mai puțin bine. Dar eu zic totuși că e bine. Toate aceste semne duhovnicești sunt filmate și înregistrate, grație Domnului George Dobrea, căruia îi mulțumim în mod deosebit și care face lucrul acesta voluntar și gratuit, benevol. Și toate aceste semne duhovnicești, după cum ați observat, le postăm pe site-ul parohiei noastre, bisericasfântulantonie.ro. Zic, e bine că atunci, în felul acesta, cei care nu pot veni și asista fizic, pot să urmărească video, online, virtual. E mai puțin bine, fiindcă nu mai există întâlnirea aceea personală, vie, față către față. Însă lumea e prinsă, ocupată, dar mila lui Dumnezeu. Altădată vom fi mai mulți, altădată mai puțin, așa se întâmplă. Noi vă mulțumim. Și vreau să mai veniți în mijlocul nostru și să colaborăm în continuare tot la fel de bine. Doamne ajută! Mulțumim! Bine ați venit! Mulțumim, domnul Stelian, Domnul pentru că se ocupă de serile acestea duhovnice și mă bucur de fiecare dată de tenacitatea lui, pentru că de mulți ani de zile știu că face aceste serii duhovnicești cu binecuvântarea părintelui paroh, ceea ce este un lucru extraordinar pentru dumneavoastră, pentru comunitate, pentru parohie. General pentru lume, una dintre funcțiile bisericii este aceea de a fi învățătoare și povățuitoare pentru credincioșii săi. Și cred că biserica aceasta, pe lângă funcția sfințitoare pe care o realizați dumneavoastră împreună cu părintele paroh, prin Sfintele Slujbe, prin Sfânta Liturghie, sigur este și ea alături de cea măsătorească, una dintre funcțiile esențiale, principale ale bisericii. De aceea ne bucurăm de faptul acesta. Vreau numai să îl îndemn pe domnul Stelian să ia și femeie la presenei. Un autocar putea să fie și de doamne, că ele pot să stea jos la biserică. Da, da. Și o să facem. Vom face și așa. De acolo, se pot îndrege. Părinții au totdeauna slujbe la parohia de acolo, de jos. Și coboară călugării îmbunătăți din mănăstire și puteți și sta de vorbă, să mai pot oameni cu povedi, poți să discutem. Bine v-am găsit, doamnește. Te povesteam de Mănăstirea Frăsinei, eu de urmă de acolo credincioși au și credincioase, ele se învățesc de sus, de jos. Și bărbații intră în mănăstire și femeile pot să stea jos cu călugării care sunt acolo și fac slujbă și au parte de rugăciunea acelea de dezlegări, molifte, care sunt parte de călugări de acolo. Iată și nostru românesc, Părintele Neonil a văzut, care sunt la Domn, e rugător pentru noi toți acolo din cer. Tema noastră de astăzi este foarte generoasă și mulțumesc Părintelui și domnul Stelian că mi-a oferit această ocazie să vă vorbesc despre educație la Sfinții Părinți. Acum, câteva cuvinte despre felul în care vom aborda tema. Sigur că tema educației ține de funcția învățătorească a Bisericii. Încă de la începutul creștinismului, funcția aceasta a fost una important. Să ne amintim de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos are trei mari responsabilități, funcțiuni atunci când a venit între oameni, a avut aceste funcțiuni. A fost arhiereu, în primul rând. Și prin faptul că este arhiereu cel înalt, cel mare, prin aceasta ne-a sfințit și ne-a dus posibilitatea mântuirii. De asemenea, el este învățătorul nostru. Pe el îl numeau ucenicii și ucenicele îl numeau rar, învățătorului. Și el și spune, de ce mă numiți? Pentru că unul este învățătorul. Și, pe de altă parte, Mântuitorul a fost și conducător al poporului către Împărăția lui Dumnezeu. Deci aceste mari funcționalități le au erarhii, pentru că sunt urmași direcției apostolilor și apostolii au primit aceste daruri de la Mântuitorul Iisus Hristos. Și aceste daruri le primesc apoi preoții, pentru că și ei primesc, prin punerea mâinilor episcopilor, primesc aceste funcționalități.
trebuie să slujească, sunt în liturghie, trebuie să învețe prin cuvântul pe care îl rostesc, prin predică și prin cateză, și trebuie să conducă parohia de credincioși, în general, către mântuire. De aceea și biserica are aceleași funcționalități, pentru că și ea este sfințitoare, este conducătoare către Împărăția Dumnezeu și învățătoare în același timp. Când venim la biserică, nu numai că primim sfințenia, harul lui Dumnezeu, ci primim și educație. Și dacă ne-am uitat așa un pic în istoria bisericii, de la Mântuitorul încoace, de la apostoli și de la episcopi, de la ucenici, aceste funcționalități au fost prezente în cadrul bisericii. Și vom observa, în primul rând, că părinții bisericii au reușit, sau primii dascăli creștini, au reușit să facă anumite școli în catehetice, se numeau ele, pentru catehumeni, adică pentru cei care se pregăteau să primească boteze. Dacă la început, de exemplu, creștinii primeau botezul, cum avem la predica Sfântului Petru, imediat după cinzecime, acei oameni au ascultat predica Sfântului Apostol Petru și după ce au ascultat predica s-au botezat. Acea predică este prima cateheză din istorie. Dar cu timpul, oamenii au vrut să se pregătească mult mai bine, dar și biserica a vrut să aibă oameni mult mai bine pregătiți atunci când intră biserică. Ne putem închipui că între cei 3.000 de oameni, peste 3.000 de oameni care erau acolo, s-au botezat. Unii s-au botezat pentru că Duhul Sfânt a coborât numai peste apostoli, ci peste creație și peste aceia care erau acolo de față și i-a îndemnat Duhul Sfânt să se boteze. Dar cu siguranță printre ei au fost și unii care probabil că n-au făcut față sau nu s-au ridicat la înălțimea harului și a sfințeniei pe care o aduce biserica. Pentru că era momentul de întemeire al bisericii. Și pe parcursul extensiei bisericii, în biserică intrau, se botezau și oameni care nu erau prea pregătiți. Drept dovadă este faptul că unii apostaziau repede la credință. Dacă venea un împărat, dacă venea un guvernator și spunea să te lepezi de Hristos, aceia, unii dintre ei se repădeau repede, alții acceptau botezul sângelui. Mergeau până la sacrificiu, până la jertfa Sfântului. Ne amintim de Sfântul Ignatie de Antiohia, de exemplu, sau Sfântul Policarp de Smirna, anii 105, celălalt 155. Deci, iată, foarte aproape de existența apostolului și a Mântuitorului, mulți dintre ei au acceptat martirul, dar unii dintre ei, nefiind bine pregătiți, poate că reușeau să nu treacă acest test al credinței. Și pentru că ei deveneau căzuți, sau cei lapsi, cei care nu mai puteau să rămână în comuniune cu biserica, trebuiau apoi să facă niște fapte de penitență ca să fie reprimiți. Pentru acest lucru, biserica a stabilit aproape de vreme că trebuie să avem și școli, sau, dacă vreți, școli catehetice sau acele cateheze prin care cei care vreau să vină la creștin să fie foarte bine pregătiți în perspectiva credinței, cunoașterea adevărurilor, cunoașterea tainilor bisericii. Și de aceea s-au înființat așa numitele școli catehetice. La început, de exemplu, când au plecat ucenicii și apostolii la propovăduire, un apostol, după cum ne spune Didahia, învățătura celor 12 apostoli, apostolul nu rămânea mai mult de 3 zile într-o comunitate, nici nu avea dreptul, nu avea voie. El trebuia să vină să vestească cuvântul lui Dumnezeu și până să ducea mai departe, pentru că avea mult de mers. Vă puteți închipui din Ierusalim, care atunci era un oraș mic, cred că avea vreo 20.000 de locuitori. Și din orașul acela mic s-a răspândit întreaga Evanghelie. Din Palestina în Asia și din Asia în Europa, în Africa, până în India, ne spun, a fost Sfântul Apostol Toma. Deci, iată cum, încet, încet, pas cu pas, Evanghelia s-a vestitor, apostolii trebuia să meargă să vestească Evanghelia. În urma lor veneau așa numiți didascări. Didascărul era cel care cunoștea învățătura și o aprofunda. El rămânea în comunitate. El nu era ca apostolul să plece din comunitate. Era unul dintre credincioși. Și acel dascăr, acel învățător, aprofunda acest adevăr de credință. Așa iau ființă primele școli catehetice pe care le cunoaștem noi. Școala de la Alexandria, de exemplu, unde au fost mari învățători, de exemplu, Panten, Clement, Origen, unul dintre cei mai mari învățători, sau la Antiohia, unde temeitor se pare că ar fi un anume Lucian, se pare că e episcopul Sfântul Lucian, că a murit martir pe la 312. Și apoi, la școala din Antiohia, au învățat foarte mulți părinți ai bisericii, din păcate unii, care au picat și în erezii, cum a fost Nestorie. Dar tot la Antiohia a învățat și Sfântul Ioan Gură de Aur, despre care îmi amintesc că am vorbit anul trecut la dumneavoastră, și Sfântul Ioan Gură de Aur,
este unul dintre cei mai mari reprezentanți ai școlii din Antiohia și cel care ne-a lăsat și ghia, dar și atâtea omilii și o învățătură deosebită, o viață deosebită, sfântă. Alături de el, sigur, și Teodor de Mopsestea, Teodor de Cir, istorici ai bisericii și exegeți ai bisericii, dar care, din păcate, au avut anumite greșeli de doctrină alături de Nestorie și ei nu sunt sfinți părinții ai bisericii, ci numai scriitori bisericești din păcate. Vedeți că și oamenii aceștia care făceau școli în alte nu reușeau totdeauna să țină adevărul de credință. De aceea noi, când vorbim de sfinți părinții ai bisericii, aceștia sunt toți cei care, prin învățătura lor și prin viața lor, au dovedit că au rămas în adevărul de credință. Când vorbim de scriitori bisericești, cum este Origen, cum este Teodor de Mopsestea, Teodor de Cir, din păcate aceștia nu au reușit să rămână în credința cea adevărată, pe lângă învățăturile frumoase, înalte, excepționale, au avut și anumite învățături care nu se, noi le spunem erezii, învățături care nu se conforme cu tradiția bisericii. Deci așa s-au dezvoltat școlile catedrale. Știm că vorbim și de alte școli, școala la Nisip, școala la Edesa, există și sau unele dintre primele școli, de exemplu, de cateheză, care erau un fel de școli particulare, se înființează și la Roma. De exemplu, la Roma avem pe Sfântul Iustin, martirul și filosoful, care în casa lui, probabil că avea, cum erau atunci, casele mai micuțe, nu erau așa mari ca astăzi, și într-o cămăruță avea un loc acolo unde îi aduna pe creștini și învăța adevărul de credință. După ce a trecut la Domnul Iustin, martirul și filosoful, școala lui a fost continuată de Tațian. Ei erau așa numiți învățători particulari și școli, aveau așa numite școli particulare, dar trebuie întotdeauna să punem ghilimele de rigoare. Nu era o școală ca aceasta de lângă dumneavoastră, cu 300 de elevi, cu, nu știu, 20, 30, 50 de profesori, cu director, cu organizare, cu finanțare de la stat. Erau școli catehetice ținute de biserică, unde probabil că episcopii, cum era și Demetrie de la Antiohia, sau Flavian la Constantinopol, întrețineau acele școli, aveau grijă să îi ajute pe cei care conduceau școlile să poată să-și ducă existența, dar nu vorbim de școli de genul acesta. Deși, de exemplu, la Alexandria, în timpul lui Origen, școala aceea catedrală ajunsese la nivelul unei universități, spun cercetătorii de astăzi. De asemenea, o asemenea școală cum era la Antiohia a înființat tot Origen în Cezarea Palestinei, în Țara Sfântă. Și tot așa, pe două cicluri distincte, avem un sfânt care a urmat școala de la Cezarea, Grigore Taumaturgul, care ne lasă și un cuvânt la terminarea studiilor și vorbește despre Origen atât de frumos, despre felul cum îi pregătea el pe elevi și în câte cicluri învățau și cum descrie el învățământul de acolo, pare a fi tot un învățământ de tip universitar, cum ar fi astăzi, pentru că asta însemna că învățau în primele, în primul ciclu învățau. Mai avem astăzi profesori de atunci. Da, asta e o întrebare. Eu cred că n-aș vrea să fiu nici nihilist. Cred că mai sunt. Nici atunci nu erau mulți. Câți de Origen aveam pe vreo? Câți de Sfântul Vasile cel Mare? Câți Sfinți Ioan Gură de Aur am avut? Unul singur. Un Sfânt Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazian, teologul. Deci aveam și atunci profesorii de teologie renumiți, erau puțini și sunt și astăzi, e adevărat, tot așa puțini. Dar dacă ne gândim numai la, de curând, trecut la Domnul Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, sunt 20 ceva de ani, adevărat, dar totuși nu sunt veacuri. Părintele Dumitru Stăniloae a fost contemporan cu noi și l-am cunoscut mulți dintre noi și ne împărtășim și astăzi de învățătura lui. Un om desăvârșit, Părintele Profesor Galeri, de exemplu, de asemenea. Mai sunt tineri în ziua de azi care trebuie să înveți acest lucru. Sper să fie și, și sunt câțiva dintre ei care se pregătesc, unii în străinătate, alții aici în țară. Eu cred că totdeauna biserica a fost o pipinieră de profesori, de sfinți. Până la urmă, biserica noastră creștină nu este compusă numai din sfinți. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. În biserică nu vin, să zicem, numai sfinți, pentru că Dumnezeu zice, n-a venit pentru cei drepți și pentru cei păcătoși, ca să-i mântuiască. Și noi nu venim la biserică pentru că suntem sfinți, ci pentru că noi căutăm sfințenia. Dacă o găsim, iarăși nu este treaba noastră să ne rugăm că am găsit-o. Asta e treaba lui Dumnezeu, să o vadă în noi, să o simtă și să o aprecieze atunci la, în împărăție, la judecată. Eu cred că
avem și acum sfinți, pot fi și printre noi, și în biserica aceasta, și în biserica alăturată, și în București, ca și în Vârful de Munte, în Natos sau la Frăsinei. Eu cred că peste tot timpul, uitați-vă la Părintele Neonil, eu cred că el va fi canonizat la 94 de ani, a trecut la Domnul și un stareț, 60 de ani stareț, 57 de ani stareț. Și a prins momente grele în viața aceasta. Ca și Părintele Ilarion, de exemplu, de la Lainici, care a fost aici, la București, a trăit de bucureștean. Părintele Ilarion era bucureștean, Ionescu îl chema, dacă nu mă înșel, și bucureșteanul nostru s-a dus la Cernica, s-a călăgărit, a ajuns stareț la Lainici și a ajuns în calendar. Deci, eu cred că, și asta era, și o chestie de contemporaneitate, era la începutul veacului, veacului trecut, veacul 20. Deci eu cred că biserica e în stare să-și pregătească și profesori și sfinți, pentru că, definitiv, noi nu ne pregătim biserica neapărat să fim profesori, ci să fim, dacă se poate, cu o viață cât mai sfântă, cu o viață cât mai plăcută lui Dumnezeu. Deci așa se desfășurau, așa se derulau lucrurile în vechime, pe vremea sfinților de care vom vorbi. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazian sau teologul și Sfântul Grigore de Nisa au trăit în veacul al IV-lea toți, niciunul n-a trecut în veacul 5, deci au murit până la 390, după cum vom vedea, și au fost contemporan cu Sfântul Ioan Gură de Aur, au fost contemporan cu mulți sfinți ai bisericii, dar și cu mulți eresia, din păcate, și de aceea, tocmai de aici, această funcționalitatea lor. Ei au fost numai părinții ai bisericii, episcopi care au adus sfințenia pentru poporul drept măritor și creștin, ci ei au reușit prin viața lor și prin învățătura lor, prin operele lor, pentru că ei au fost bun oratori. De aceea Grigore de Nazian este denumit și teologul pentru cuvântările lui, cele cinci teologice pe care le-a lăsat în biserica Vierea din Constantinopol, Anastasia, dar și pentru faptul că era un orator desăvârșit. Se spune că Sfântul Vasile cel Mare era brațul care lucrează. Sfântul Grigore de Nazian era gura care vorbește, că vorbea frumos. Și Sfântul Grigore de Nisa era mintea care cugetă, el fiind cel mai pregătit, un gânditor profund și un filozof deosebit, un filozof, când spun filozof, un înțelept. Înțelegeți mai degrabă înțelept decât filozoful din lumea de astăzi. Un înțelept desăvârșit, deci. Așa, acestea sunt sfinții capadocieni. Acum, sigur că mi-aș fi plăcut să avem o hartă, sau să poate data viitoare să venim cu un spațiu mult, dar să avem un ecran, să facem un videoproiector. Trebuia să anunț eu, înțelegeți că puteam să facem cu videoproiector, să vedem harta, să vedem unde e Capadocia și cam pe unde au trăit sfinții acestea. Am să încerc să vă explic dacă a fost cineva prin Capadocia, pe acolo, pe la Constantinopol, dar după ce trece mișcarea asta cu statul islamic, cu ISIS, care fac acolo musulmanii aceștia care fac, sau luptătorii ISIS, că nu toți musulmanii sunt la fel, dar luptătorii acestea ISIS care creează atâtea probleme în Europa, dar după cum vedeți și în Turcia. Eu am reușit în 2012 cu o grupă de credincioși, cu pelerin de la parohia Unicani, să ajungem în Capadocia, la Constantinopol și apoi în Capadocia. Și până în Efes? Până la, Efes. Și în Efes, și la Smirna, și la Odiceea, și la Filipi, și la Ghioreme. Acolo unde, în Cezarea Capadocii și la Nazian. Deci, vorbim imediat despre sfinți și o să localizăm așa un pic unde au trăit ei. Acolo, Capadocia este în inima Asiei Mici. Chipuiți-vă Asia Mică, pe insula aceasta, între Marea Neagră și Marea Mediterană. Dacă trecem de aici vaporul pe Marea Neagră, direct spre Constantinopol, la Bosfor, acolo, de la Bosfor încolo începe Asia Mică. Și undeva în mijloc, unde e Ankara de astăzi, nu departe de Ankara de astăzi, capitala Turciei, este această zonă a Capadociei. Și acolo, sigur că erau școli, în Capadocia era o școală nu creștină, ci păgână, unde Sfântul Vasile cel Mare a învățat carte și Grigore de Nazian, s-au și cunoscut în Capadocia la școală, cei doi. Deci, Sfântul Grigore de Nazian era prieten bun cu Sfântul Vasile cel Mare, iar Sfântul Vasile cel Mare era frate cu Sfântul Grigore de Nisa. Avem doi frați, episcop și doi prieteni. Era, se cunoșteau și erau cumva prieteni și cu celălalt, încât cei trei au crescut unii, să zicem, apropiați și în localitățile Nazian și Capadocia sunt apropiate una de cealaltă.
Și au crescut Grigore Nazea și Grigore Nazea cam la aceleași școli, au făcut aproximativ aceleași școli și lucrul acesta i-a dus într-o prietenie desăvârșită. Deci în Capadocia nu avem o școală catehetică creștină, avem însă părinți care prin sfințenia lor și prin învățătura pe care au acumulat-o, putem spune că au creat o asemenea tradiție în Capadocia. Grigore Taumaturu, cum v-am spus, a făcut școală, puțin înainte de Sfinții Părinți, a făcut școală în Cezarea Palestinei cu Origen și a venit, a ajuns episcop în Capadocia. Fratele lui Atenodor, la fel, a fost elev al lui Origen, fratele său cu Grigore la Cezarea și au venit și au ajuns episcop în Capadocia. Deci au transferat ceva din școala aceea, măcar pentru faptul că trebuiau să țină cum ține și noi astăzi, catehezii. Să știți că noi nu facem nimic deosebit astăzi de ce făceau creștini atunci. Tot așa se adunau în biserică și uneori chiar cu episcopul în mijlocul lor și poate cine știe dau o idee părinților odată să aducă și un episcop aici în locul noastră, deși sunt convins că de multe ori a venit aici episcop și a strigit dumneavoastră. Da, episcopul de multe ori, de exemplu, Chiril de Ierusalim, el însuși a scris 24 de catehese și le ținea în biserică, el cu credincioșii lui. Și le vorbea creștinilor despre ce semnifică botezul și cum trebuie să te pregătești pentru botez. Și el ținea aceste predici, aceste cateheze, tocmai în postul acesta. Timp de 40 de zile, în fiecare zi, avea câte o cateheză și le vorbea creștinilor despre semnificația botezului. De ce? Pentru că ei se pregătiseră înainte, timp de aproximativ 2 ani, de către didascări, erau pregătiți să primească botezul. Dar 40 de zile în postul cel mare, însuși episcopul stătea în mijlocul lor și învăța și mai profund acest adevăr de credință. Și vă puteți închipuie, una să înveți cu un învățător, cu un profesor, și alta e să înveți chiar de la episcopul tău, episcopul locului. Și la sfârșitul postului, în noaptea de înviere, aceia se botezau de către episcop. Și erau, se numeau de la începutul postului și până la sfârșit, erau fotizomenii, se numeau în grecește, care în românește înseamnă cei chemați spre luminare. De ce spre luminare? Pentru că ziua, noaptea învierii este noaptea luminată și cei care veneau să se boteze erau luminați. Dă-mi mie haine luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu haine. Și vedeți cum aceia erau pregătiți, chiar și de episcop, numai de didascăl, pentru a primi botezul, pentru a primi haina aceasta a înnoirii duhovnicești. Harul Domnului Iisus Hristos coboară în apă pe care o simțește preotul și apoi îl îmbracă în haine luminoasă pe cel care se botează în această apă, după care, sigur, puterea Sfântului Mir primește și pecetea darului Duhului Sfânt. De aceea avem în noi, avem în noi ca potență harul Duhului Sfânt de la botez. Problema este că noi trebuie să activăm aceste daruri pe care le-am primit la botez de-a lungul vieții noastre. Și asta este fundamental, asta este esențial. Activarea aceasta nu se produce numai pentru, doar pentru motivul că avem harul lui Dumnezeu, ci activarea se produce și pentru că părintele de la altar vă îndeamnă prin predică, prin cateheză, prin serile duhovnicești, vă îndeamnă la activarea acestor daruri pe care le-am primit la botez. Când ne întrebăm, dacă noi am primit botezul, haina Duhului Sfânt, de ce mai păcătuim? De ce mai greșim? Păi de-aia păcătuim, pentru că deși avem darurile toate de la botez, și câte daruri nu citim noi acolo, la buna învierea vieții veșnice, darul înțelepciunii, al dragostei, al iubirii desăvârșite, al îngăduinței, al răbdării, toate darurile acestea le primim la botez, dar din păcate nu pe toate suntem în stare să le activăm de-a lungul existenței noastre. Și de aceea venim la biserică, ne reamintim de darurile botezului, de darurile lui Iisus Hristos, de darurile Duhului Sfânt și încercăm, prin predică, prin cateză și prin particular la liturghie și la Sfintele Slujbe, să activăm aceste daruri. Asta făceau și episcopii locului când se întâlneau credincioșilor. Vreau de faptul că în Capadocia, Sfinții Părinți, prin personalitățile lor, care erau copleșitoare, erau instituții, cu adevărat, nu numai de sfințenie, ci și de pregătire teologică, de învățământ teologic, deci prin catehezele lor, prin predicile lor, au reușit să transmită mai departe adevărul de credință. Asta e problema. Da, mergem și vedem și ce se întâmplă astăzi. Haideți să vedem. Cum făcea educația acolo în Capadocia? Dacă veți ajunge vreodată acolo, veți vedea că aveau mii de biserici. Deci nu e exagerat. Aproape 3000 de biserici am fost acolo cu mii adevărate, săpate în stâncă, ca niște pește. Unele erau micuțe, încăpau 5-6 credincioși, altele, în altele încăpeau 10, în altele 20.
poate erau unele și de 30, le-am vizitat pe toate. Unele sunt pictate aproape de pe vremea respectivă, sau de acum mai bine 1000 și ceva de ani. Există picturile și acum se mai restaurează aici acolo, slavă Domnului, pentru că cele mai multe dintre monumentele creștine nu prea sunt restaurate, din păcate, în Turcia, dar bisericile acelea, multe dintre ele de la Gheorghene, au fost restaurate și sunt și astăzi, nu se slujește în ele, dar sunt deschise vizitatorilor creștinilor care vor să le vadă. De asemenea, în celelalte localități, ca și în Constantinopol, dar și la Efes, am văzut aici aminte, la Filipi, la Smirna, sunt biserici care sunt în ruină și, din păcate, nimeni nu a mai lăsat. Biserica din Efes, unde a fost, de acolo, al treilea semn de ecumenic, la 431, este și acum în ruină. Și nimeni nu pune nimic în mâna să se restaureze acolo, nici măcar o pirămidă, ceea ce este o tragedie. Da, dar poate că va veni vremea să fie și ele cumva restaurate și nu s-a mirat. În orice caz, nu sunt comunități creștine în toată Asia Mică, mai sunt doar 3.000 de creștini în Constantinopol și foarte puține comunități în câteva din localități, probabil la Smirna, ceva, și pentru că cei mai mulți creștini din Asia Mică, în 1925, când Turcia a devenit Republică, printr-o înțelegere au trecut în Grecia, iar turcii din Grecia au trecut în Asia Mică și atunci au reușit să facă schimbul acesta de populații pentru ca să trăiască cumva în pace și în armonie în fiecare teritoriu pe care l-a moștenit. Sfântul Vasile cel Mare, haideți să începem cu el, la Nazian. Există și astăzi biserica Sfântului Vasile cel Mare, care a slujit, dar este moschee. Te lasă să o vizitezi, am fost acolo și am vizitat-o. Însă ți se rupe sufletul când vezi că biserica în care a slujit Sfântul Vasile cel Mare astăzi este moschee. Există și biserica Sfântului Grigorie de Nazian, tatălui Grigorie de Nazian, Grigorie a slujit episcop în biserica aceea. Grigorie de Nazian a fost episcop la Sasima, dar a slujit și el în biserica, l-a ajutat mai mult pe taicăsul, la Nazian. Și există și astăzi biserica din Nazian, a fost în ea. Dar este tot moschee, nu mai este biserica. Și atunci, sigur că te gândești la timpurile acelea foarte frumoase în care se slujea lui Dumnezeu acolo. De asemenea, mă gândesc cu groază la Apocalipsă. Ia gândiți-vă la Apocalipsă, cele șapte scrisori, cele șapte biserici. De unde erau? De la Laodicea, de la Filipi, de la Efes, de la Smirna. Și ce le spune acolo Ioan Evanghelistul prin gura lui, dar Duhul Sfânt grea acolo? Ce, pentru că nu ești nici cald, nici ferminte, ci ești căldicel, te voi scuipa din gura mea. Și atunci m-am gândit, profeția aceasta nu este numai o profeție exatologică pentru vremurile când va veni pe judecata pentru fiecare dintre noi și dacă nu ne va găsi Dumnezeu nici calzi, nici deci ne va scuipa. Deci, iată că acele comunități din Asia au dispărut, probabil și datorită răcirii credinței, depărtărilor de Dumnezeu, zic și eu, datorită păcatelor, pentru că cine de pe pământ este fără de păcat? Deci, da. Să trecem acum la educație. Să vedem ce fel de educație sau care a fost viziunea părinților în ceea ce privește educația tinerilor. Pentru că pe noi asta ne interesează și părinții mă și îndemna astăzi. Dacă ne ducem la Sfinții Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie, și Sfântul Grigorie de Nisa, vom vedea că ei s-au ocupat în mod special de tineri, așa cum și Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur la Antiohia s-au ocupat de tineri. Sfântul Vasile cel Mare are o omilie chiar către tineri și învață cum să viețuiască și cum să trăiască. De asemenea, avem tratate pe care le dedică tinerilor și în care îi îndeamnă nu numai pe tineri, ci pe toți creștini, și pe copii, și pe tineri, dar și pe cei mai... Pentru că în biserică noi nu avem bătrâni și copii, avem tineri de diferite vârste. Și cei mici, și cei la vârsta de mijloc, dar și cei care sunt la semnitudine, sunt toți tineri, toți suntem tineri, pentru că dacă ești tânăr cu spiritul, atunci chiar dacă anii se adună, sigur tinerețea rămâne, pentru că tinerețea este o funcție a spiritului. Și dacă reușim să trăim după Evanghelie și după cum ne-au învățat Sfinții Părinți, atunci viața noastră este veșnică, pentru că sufletul este veșnic. Viața sufletului este veșnică. Și atunci, cu cât înaintăm în cunoașterea Lui Dumnezeu, vom vedea cu atât reușim să adăugăm înțelepciune vieții noastre. Sfântul, vom vorbi la Sfântul Grigorie de Nisa, care vorbește despre cunoaștere, ca despre un
permanent progres. Viața duhovnicească nu are sfârșit. Începe de aici, se continuă în Împărăția Lui Dumnezeu și nu se sfârșește niciodată. El vorbește de teologia epectazelor, adică epectaze se însemnând procesul continuu de desăvârșire. Chiar nu se oprește niciodată. Și așa este. Dumnezeu se face cunoscut omului. S-a făcut cunoscut prin proroci în Vechiul Testament. S-a făcut cunoscut prin însuși Fiul la întrupare. Și se face în permanență cunoscut prin Evanghelie și prin prezența Bisericii în mijlocul comunității. De aceea, viața noastră este o permanentă cunoaștere. Ori educația părinților și a Sfântului Vasile cel Mare este una specială atunci când se referă la copii. El spune că o știință mult mai presus de cea obișnuită la oameni cu vârsta lui și o virtute amorabilă, nu mai presus decât chiar știința lui. Vorbește despre... era un orator între oratori și un orator chiar și un profesor în fața profesorului. Atât de respectat era Sfântul Vasile cel Mare, încât atunci când scria către tineri, îndemna pe aceștia, având în vedere că părinții aceștia, capadoceni și toți care erau, să zicem, în perioada respectivă, n-aveau, cum am spus, prea multe școli de teologie creștine, catehetice. Era la Antiohia, era una la Alexandria, la Edesa, la Nisibit, acestea, din păcate, au căzut repede în mâna ereticilor și au devenit un fel de școli eretice, dar și acolo s-au format sfinți deosebiți, cum a fost Sfântul Efrem Siru și apoi Sfântul Isaac Siru, doi sfinți sirieni de la Nisibi, care prin învățătura lor și prin teologia lor ne-au rămas modele și faruri călăuzitoare până astăzi, mai ales pentru viața noastră duhovnicească. Însă Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nazian și Sfântul Grigore de Nazian s-au școlit mai ales la școlile filozofice, la școlile făgâne ale timpului. Au studiat în Capadocia, apoi au ajuns la Atena împreună, Sfântul Vasile cu Sfântul Grigore de Nazian. Și au studiat cu mari profesori de retorică, de filozofie și au însușit toată cultura vremii, toată cultura creștină, însă în același timp și au însușit și tradițiile creștine adevărate. Și cu aceste tradiții au venit în fața credincioșilor și în fața tinerilor ca să le arate care este adevărul și cum poți să ajungi la adevăr, cum poți să cunoști pe Dumnezeu mai îndeaproape. Zice Sfântul Vasile cel Mare, ce multă vreme ce mi-a mirosit-o cu lucruri zadarnice și aproape întreaga mea tinerețe mi-am petrecut-o cu preocupări deșarte, îndelenicindu-mă cu dobândirea învățăturilor în înțelepciune s-o de Dumnezeu nebunie. Dar când m-am deșteptat, spune el, ca dintr-un somn adânc, am ridicat ochii mei spre lumina minunată a adevărului Evangheliei și mi-am dat seama de inutilitatea înțelepciunii stăpânitorilor acestei lumi, care sunt peritori. Atunci am jelit mult viața mea cea ticăloasă și mă rugam la Dumnezeu să mă povestească spre a mă duce la dogmele bunei credințe. De Sfântul Vasile cel Mare recunoaște că și-a petrecut prima parte a vieții în cunoașterea văzătorului profane, dar apoi a ajuns la Evanghelie. Ăsta e un adevăr pentru lumea de astăzi. Vedeți că tinerii noștri nu mai au decât foarte puțin șansa să facă o oră de religie în educația lor. Și unii vor să scoată și ora aceea din program. Și atunci ce va rămâne? Cum poți să ai pe săptămână probabil peste 18 ore de pregătire pentru un elev. Dacă am pune că se pregătește 4-5 ore pe săptămână, să zicem 5 ori 5, 25, undeva 20-25 de ore pe săptămână de pregătire. Și din 25 de ore, doar una o dai lui Dumnezeu pentru pregătirea, pentru viața cea veșnică. Și atunci, sigur că este foarte puțin. De aceea, biserica ea însă și-ar trebui să aibă aceste seri catehetice, duminici în care să poți să lucrezi cu copii, să ai spații în care să poți să lucrezi cu copiii, să-i chemi aici la ateliere duhovnicești, la ateliere de creație, la ateliere biblice, să poți să le transmiți adevărul de credință. Pentru că eu cred că identitatea noastră creștină nu se formează decât prin educație. Ori educația unui copil începe, zic eu, cum spun părinții noștri și străbunii noștri, începe cu cei 7 ani de acasă. Nu există vreo, știu eu, un timp în care copilul a apărut pe lume, dar ar trebui să îi dăm educație. De când se naște? Poate că este pentru uneori absurd. Cum adică un copil care are deja două săptămâni începe să fie educat? Da. Un copil începe să fie educat din pântecele mamei sale. Oamenii de știință documentează că un copil în pântece ascultă, aude și simte.
Și atunci o mamă care îi spune rugăciune copilului ei din pântece, o mamă care îl mângâie și vorbește de dragoste și de iubire, sigur că de acolo, din pântece, copilul va învăța dragostea, va învăța rugăciunea, va învăța iubirea. Dacă din potrivă aude numai lucruri pe care urechile n-ar vrea să le audă, atunci vă puteți închipui ce educație poate să dea de acel copil. Când se naște, de la primele luni el începe să fie educat. Copilul este educabil. De la primele, de aceea vorbim de 7 ani de acasă. Și cine n-are 7 ani de acasă, aproape am putea să spunem că e foarte greu să-l mai pui pe un făgaș al unei educații înalte, așa cum au reușit să ne dea Sfinții Părinți. Sfântul Vasile cel Mare, vorbind de educație, ne îndeamnă și să citim. Noi avem astăzi să ne spune ce ar trebui să citim autentic. Uitați-vă, dacă și pe vremea Sfântului Vasile cel Mare erau multe lucrări filozofice, profane, și matematică, și retorică, și filozofie, și poezii, aveau mari poeți acolo, mai ales grecii, dar și egipteni. Și dacă Sfântul Vasile cel Mare s-a pregătit în această cultură și a ajuns la concluzia că nu e de mare folos, e bine să o cunoști. Pentru că așa spune el, zice pentru tine, zice, voi trebuie să citiți din operele păgâne ca albina din flori. Ce face albina? Se duce într-o floare, ia tot de acolo și pleacă. Nu, ea culege numai nectar, ia cei mai buni din floarea respectivă și se duce și din aceea face mierea. Și de acolo face și polenul, de acolo face și toate lucrurile acelea bune pe care apoi le consumăm pentru sănătatea noastră. Și așa și tânărul trebuie să fie precum albina, să știe să culeagă din literatura, din cărți, din știința lumii de aici, doar ceea ce este de folos pentru suflet, că altfel pot fi și învățături pierzătoare. Ce spune el? Zice, vom primi, zice el, citind lucrurile acestea care țin de Evanghelie, care țin de credință. Zice, vom primi însă acele scrieri ale lor, se referă aici la scriitorii profani, în care au lăudat virtutea sau au osândit viciul. După cum celelalte ființe se bucură numai de mirosul sau frumusețea florilor, iar albinele pot lua din flori și mierea, tot așa și aici oamenii care nu caută în astfel de scrieri numai plăcutul și frumosul, pot să scoată din ele și un oarecare folos pentru suflet. Trebuie deci și voi să citiți scrierile autorilor profani, așa cum fac albinele. Deci trebuie să învățăm pe copiii noștri să citească scrierile acestea, pentru că sunt benefice în pregătirea lor, dar trebuie să știe să aleagă din ele lucrurile frumoase. Dacă ar fi să-l citi. Care? Da. Din păcate, nu toate. Eu propun ca textele acestea pe care le-am cules din Sfinții Părinți, în curând să le pun pe pagina noastră de site, la Parohia Audrican, pentru că suntem în restaurare și le știm. Da, după cum ați văzut, Patriarhia Sfântul Sinod deja a dat libertate preoților să deschidă site-uri, să deschidă blog-uri, Facebook, bloguri, pentru că dacă să fim activi, însă să fim cu luarea minte, că ele pot fi sparte conturile acestea și pot să îți posteze pe o parohie prostii. Asta e pericol. De exemplu, ai parohia Sfântul Antonie sau Audrican, cum mea, eu pun acolo imagini cu sfinți și texte frumoase și vine un tânăr care e din ăsta foarte priceput, hacker, cum îi spun așa acum, îți sparge contul și îți spune pe el niște fotografii urâte. Sau îți spune acolo niște texte eretice. Sau. Sunt gratis, și... dacă îți plătite n-a sopa. Să ai tu trebuie să... Da, probabil că sunt gratis, că ei vor să-ți facă rău. Și vă puteți închipui ce de aceea trebuie să fii foarte atent, să ai oameni pregătiți care să te ia de noi ca preoți. Sigur, eu, de exemplu, îmi declin competența. Eu nu sunt, știu să umblu și eu un computer, să scriu un text, dar nu știu să umblu eu un site și să postez pe el ceva, mă pricep, dar dacă vine cineva și intră în el, eu nu mai știu să-i mai fac, nu știu să-l blochez, nu știu să scot lucrurile acolo de acolo. Deci trebuie să ai nevoie de specialiști. Ori la parohie, eu am avut, de exemplu, de la 18 ani tânăr, la parohia cealaltă, la Mihai Bravu, în 2000, am avut în Consiliu Parohial un tânăr de 18 ani. Atenție, Patriarhia încă nu dăduse voie să ai tine de 18 ani, dar eu mi-am permis să pun un tânăr de 18 ani. De ce l-am pus? Pentru că era un bun IT-ist și știa să umble pe toate site-urile. El mi-a făcut site, el îmi punea fotografii, el... Și atunci trebuie să te folosești de tinerii acestea pentru că au minte. Îi duce mintea și pot să facă lucruri și nu numai. Au și timp. Un tânăr care are timp, are și și place. Dacă vine la parohie și preotul îmbrățișează și spune, uite, eu îți ofer platforma să faci, să lucrezi pe internetul parohiei, să punem texte frumoase, să stai de vorbă cu tine, să stai de vorbă cu copii, sau să chem profesori de pictură, sau să chem profesori de
știu eu, de literatură sau de matematică, faceți aici, ați făcut, aveți meditație. Ăștia sunt, cred că, lucrurile care noi putem să venim în fața dumneavoastră și în fața tinerilor. Sunt multe, adevărat, și noi suntem, recunosc că și noi suntem copleșiți uneori de toate aceste lucruri pe care trebuie să le facem, însă, fără ele, nu vom putea să reușim în lumea de astăzi, care este foarte în mișcare, dinamizată și unde tinerii găsesc tot felul de alte lucruri de făcut, încât dacă nu oferi ceva, dacă nu vii cu oferte frumoase și, până la urmă, atractive, pentru că asta zic ei, când am spus odată că vreau să fac o ceainărie la parohie și să vină un tânăr să bea un ceai și să aibă cărțile de teologie, de spiritualitate, dar și literatură frumoasă, că nu trebuie să citim numai literatură teologică, nu trebuie să fim știu eu, ca așa să primim doar într-o direcție și foarte tradiționale. Și pentru că, de exemplu, Dostoievski poate fi foarte bine citit de tinerii noștri. Știu eu, Senchievici, Potopul și cărțile Vovadi, sunt cărți, de, sunt romane frumoase, literatură, poezie. De exemplu, Eminescu, Capodmarele, Capodopere. Și poezia lui Eminescu este, în fondul este religioasă, multă din poezia lui Eminescu. Ca să zic, Octavian Goga sau Radu Gir sau mulți alți poeți care pot fi puși la raft și tinerii, dacă vin să servească un ceai și să stea să citească o carte, să se uite pe site-ul parohiei, să vadă lucruri frumoase, lucrurile, și cineva a întrebat, dar ce ai, trebuia să te duci la o, să s-a dus cu un interviu așa, la o cafenea unde tinerii fumau acolo și beau și porar și alcool, și ce te-ai duce la o biserică unde se oferă doar un ceai să citești acolo literatură. Și sigur că tinerii își exprimau diferit de opinie acolo. Eu cred că totuși noi trebuie să avem aceste oferte și să fie, repet, cât mai atractive dacă vrem să-i ținem aproape pe tinerii noștri. Apropo, în acest sens, vă dau un exemplu greitor, care este de câțiva ani buni încoace, pangarul Mănăstirii Lupșa, de pe Valea Rieșului, în Munții Apuseni, care este creat, construit într-un mod tradițional, cu cărți, cu sală de lectură, dar totul foarte confortabil, cu mese de lectură, cu scăunele, cu scaune și pe fond muzical, liniștit. Mănăstirea Lupșa, în județul Alba, pe Valea Rieșului, în Munții Apuseni. Dar totul făcut cu gust. Da. Realmente. Și cu ceai. Ceai, cafea, da. O să servești, o prăjitură, o bomboană, da. Un sec. Cred că toate parohiile ar trebui să aibă. Excelent, dar foarte frumoasă, odihnitoare. Un tânăr sau un credincios poate să vină, să vadă o carte frumoasă, să o ia la raft, să stea să citească și poate că la sfârșit va zice, mi-a plăcut cartea asta, chiar vreau să o procur, vreau să mă cumpăr. În sala alăturat un călugăr discret, care stă la dispoziție. Dacă vrei să-l întrebi ceva sau să cumpăr un articol, au și bibliotecă și librărie. Știți? Poți și să împrumuți să citești acolo, în sala de lectură, poți să și cumperi de la călugărul respectiv care e de serviciu acolo. Foarte. Acum aș vrea să spun câteva lucruri despre faptul că Sfântul Vasile cel Mare îndeamnă pe tineri să fie foarte prezenți și mai ales îndeamnă pe tineri să fie foarte conștienți de sinele pe care îl avem fiecare dintre noi și că trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Ce spune Sfântul Vasile în sensul acesta, în regulile mari și mici? Și așadar, pe timp, pe încă ușor de modelat și fragil și moale, asemenea cericul și de copil, astfel că îi pot fi întipărite ușor formele, lucruri apăsate asupra. Sufletul trebuie călăuzit de grabă și dintr-un început spre exersarea în cele bune. Adică de mic un copil trebuie exersat în cele bune. Sufletul îi trebuie călăuzit de grabă și dintr-un început spre exersarea cele bune, ca atunci când va apărea rațiunea și va veni putința de a discerne, să-și înceapă drumul de la cele din tâi învățături, la modelele de cucernicie care au fost predate, pentru ca rațiunea să arate serios, dar ușurința se ofere ușurința de a împlini sinele. Cunoașterea de sine este iarăși o temă. Cum să te cunoști pe tine? Ea este abordată singur în special de filozofia greacă, dar și de Sfinții Părinți. Pentru Sfântul Vasile cel Mare spune, cunoașterea de sine înseamnă, în primul rând, autocunoaștere. Adică introspecție, privire interioară. Trebuie să ne cunoaștem, pentru că altfel putem cădea în ispita autosuficienței. Să considerăm că ceea ce știm este suficient pentru viața noastră și Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă să fim atenți cu lucrul acesta și să nu punem barieră în calea desăvârșirii noastre. Și tot timpul să încercăm să ne autodepășim, să ne desăvârșim acest lucruș permanent, urbicesc, pe care trebuie să realizăm. A te cunoaște pe tine înseamnă, în viziunea lui Sfântului Vasile cel Mare,
a reflecta la originea ta, a merge în profunzime pentru a descoperi adâncul ființei tale și chipul lui Dumnezeu. Deci el doar prin credință omul învață că este făcut după chipul lui Dumnezeu, cu destinația clară ca prin virtute să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu. El zice, cunoaște că trupul tău este muritor. Cercetează-te pe tine însuți cine ești, cunoaște firea, iar sufletul tău este nemuritor. Cunoaște că viața noastră este dublă, una proprie trupului, iute trecătoare, alta înrudită în sufletul fără de sfârșit. Ia aminte, deci, de tine însuți. Deci nu numai filozofia greacă ne îndeamnă să luăm aminte la noi, ci și teologia creștină, prin Sfântul Vasile, ne îndeamnă să fim atenți la noi înșine, la felul în care putem progresa în cunoașterea lui Dumnezeu. Tot el a vorbit foarte frumos despre raportul dintre cultură și Evanghelie, pentru că atunci a fost o ciocnire. Venea Evanghelia lui Hristos, care era cuvântul Dumnezeu, care te îndemna să-L iubești și pe vrăjmași, să îi dai cămașa celui care își cere haina, să întorci obrazul celui care îți dă o palmă, nu să-i întorci cum era legea Vechiului Testament, legea Talion, loc pentru loc și dinte pentru dinte. Ori lucrul acesta era greu de priceput pentru oamenii care erau formați în cultura veche. Ori Sfântul Vasile cel Mare spune că e necesar să cunoaștem această cultură, această provocare a cunoașterii culturii celei mari, însă în același timp trebuie să cunoaștem Evanghelia celor. Trebuie să știm că în fața noastră stă cea mai mare luptă din toate luptele, pentru că trebuie să facem totul să ne străduim cât ne stăm putințe pentru pregătirea acestea. Trebuie să stăm de vorbă cu poeți, cu scriitori, oratori și cu toți oamenii de la care am putea avea un folos oarecare pentru cultivarea sufletului. După cum boiancii ce pregătesc mai întâi cu oarecare operație obiectul care să primească vopseaua, iar în urmă îl colorează, purpuriu sau altfel, tot așa și noi, dacă vom voim ca slava binelui să rămână tot timpul nedespărțit de noi, să ascultăm învățăturile sfinte și de taine, după ce am fost inițiați mai întâi în literatura profană. Deci, Sfântul Vasile ne îndeamnă să citim cărțile sfinte. Ori, lucrul acesta, dacă nu mă înșel eu, l-am subliniat data trecută la Sfântul Ioan Gură de Aur. Și Sfântul Ioan Gură de Aur îndemna pe antiohieni să citească Scripturile. Astăzi e un duh pe care nu prea mai înțelege cum să nu citești Sfânta Scriptură. Cum să nu stea aproape seara de seară pe, la căpătâi și să deschizi măcar câte un capitol din Sfânta Scriptură și să-ți orientezi viața după Sfintele Scripturi. Mai mult, ar trebui ca în fiecare dimineață când pleci către servici să citești textul respectiv de la pericopa evanghelică pentru ziua respectivă. Și Părintele Teofil Părăian, mă iertați, avea către fiii săi duhovnicești, avea canon. Două capitole din Sfânta Scriptură zilnic. Zilnic. Și atunci, dacă Scriptura ne este hrana spirituală, atunci sigur că și viața noastră ar putea să se schimbe. Pe de altă parte, observați în rândul tinerilor și mai ales al copilor de astăzi. Există foarte mulți tineri care datorită stresului, datorită computerului, datorită internetului și statului pe Facebook, pe Twitter, pe canalele acestea de căutare, în internet, de socializare, foarte mulți dintre ei nu mai pot să fie atenți. Aceste lucruri provoacă așa numita boală de ADHD. Adică lipsa de atenție, lipsa de concentrare. Un copil care tot timpul este prins de computer și de Facebook, sigur că nu mai poate să se concentreze la temele, la lecțiile, nu poate să rezolve o anumită problemă. Nici noi oameni mai în vârstă, dacă facem acest lucru, nu mai suntem în stare să ne concentrăm. Și tinerii de azi la fel. Și atunci vreau pentru... să spun că și afară la joacă, se joacă pe tableta, pe... Da, da, atenție, este boala secolului. Ăștia toate dau dependență, e aproape ca un drog și ele vor deveni din ce în ce mai acute problemele acestea, dependenții de tehnica modernă. Și iată ce spune Sfântul Vasile cel Mare, este interesant să știm. Zice, trebuie să știm că dacă mintea noastră se împrăște la diferite lucruri, nu putem să împlinim desăvârșit nicio altă poruncă, nici însăși iubirea față de Dumnezeu, nici iubirea față de aproapele. Pentru că nu poate să învețe cineva cu precizie vreo artă sau știință dacă mereu trece de la una la alta. Și nici nu este cu putință să învețe una perfect de la altele, fără să cunoască cele ce sunt cerute ca proprii pentru împlinirea scopului. Deci trebuie ca acțiunile să corespundă scopului. Pentru că prin aceste procedee improprii nu se obține nimic drept, rațional. Fiindcă nu se poate ajunge scopul fiecărei prin lucrarea olăriei, a ceramicii, nici laurii atletici nu se câștigă prin exercitarea cântarea la fluier. Pentru fiecare scop se cere o muncă anumită și corespunzătoare. De aceea și asceza exercitată după Evanghelia lui Hristos pentru a plăcea lui Dumnezeu se face prin depărtarea grijilor lumii. Deci,
Asta recomandă Sfântul Vasile cel Mare și e greu, e adevărat, să-l pui pe copil să se concentreze sau pe tânăr să se concentreze la o anumită problemă și nu să ai foarte multe, ci pentru noi, cei maturi, de la fel de greu să ne concentrăm pe mai multe planuri, dar minte pentru un tânăr sau pentru un copil și de aici aceste probleme cu lipsa atenției. Se plâng învățătorii și profesorii de faptul că mulți copii nu mai sunt atenți la ore și în loc să învețe lecția din clasă și să învețe ceea ce predă profesorul acolo, sigur, ei devin neatenți, devin foarte activi sau, mai bine zis, hiperactivi. Și de aici, sigur, ajungi la psiholog și la psiholog, la psihiatru și iei medicamente. De fapt, lucrurile ar fi simple, ar trebui să îi, nu să îi oprești definitiv accesul la internet, dar să limitezi accesul. Asta cred eu că se cere în ziua de astăzi. Eu cred că este suficient când am vorbit despre Sfântul Vasile cel Mare și aș vrea să trecem un pic la Sfântul Grigorie de Nazianz, pentru că și el are câteva lucruri extraordinare în ceea ce privește educația. Sigur că a trăit, repet, în același timp cu Sfântul Vasile, s-a născut pe la 330 ca și Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare a fost la 379, iar Sfântul Grigorie de Nazianz undeva în jur de 390. Au făcut aproape aceleași școli și trăiau parcă în același trup și în același, cu același suflet, nu cunoșteau decât două drumuri, drumul școlii și drumul Evangheliei. Despre educație spune și despre desăvârșire, spune Sfântul Grigorie de Nazianz că nimic nu mi se pare atât de frumos ca viața pusnicească. Să-ți încui simțurile, spune, să ajungi în afară de trup și de lume, să adâncești în tine însuți, să nu te apropii de nimic din cele omenești, decât atât cât e de neapărată trebuință, să vorbești cu tine însuți și cu Dumnezeu, să trăiești mai presus de cele văzute, să porți în tine totdeauna curate chipurile cele dumnezeiești, neamestecate cu chipurile cele pământești și înșelătoare, să ajungi să fii cu adevărat și pururea oglindă nepătată lui Dumnezeu și a celor dumnezeiești, să primești lumină în locul luminii, lumina cea dumnezeiască în locul luminii celei omenești, să culești prin nădejde chiar de pe acum roadele bunătății veacului ce va să fie, să petreci împreună cu îngerii, să fii încă pe pământ, dar să părăsești pământul, să fii urcat cu Duhul sus în cer. Este un citat excepțional, care Sfântul Grigorie de Nazianz ne învață că trebuie să fim atenți cu noi înșine și că drumul desăvârșirii trebuie să treacă prin lumină și din lumină în lumină să ajungem la desăvârșirea cea după Dumnezeu. Numai la așa, lumina cea neînserată. Numai așa putem să fim împreună cu Dumnezeu copărtași în împărăția cea cerească. Pe de altă parte spune el despre educație, pentru că vedeți, din păcate, în ziua de astăzi, lucrurile sunt foarte grave, cel puțin pentru România. Sigur că și în lumea asta, cea largă, lucrurile nu stau prea bine. Dar în România lucrurile sunt foarte grave. Știți, până de curând, România a avut un procent de 25, spre 25, 22, 23, 24, uneori, poate chiar 25% dintre copii nu mai merg la școală. Abandonează școala. Deci undeva de la 22-25% abandon școlar. Copiii dintre vârstele, de la vârsta școlară, de la 7 ani până la 14 ani, care nici măcar studiile generale, gimnaziul, nu l-au mai terminat. E o tragedie. Și vă spun ca unul care mă ocup de proiectele acestea, am lucrat în proiecte europene pe probleme de abandon, proiectul nostru se numește Alege Școala, și am îmbătut țara aceasta lung și lat în aceste proiecte și am văzut tragediile, mai ales în mediul rural. Foarte mulți copii, nemai având susținere din partea părinților, părinți care poate că ar putea să-i trimită pe copii la școală, poate că ar găsi o brumă de bani ca să poată să le iau un ghiozdan, câteva rechizite și să-i trimită la școală. Dar nu conștientizează rolul educației. Noi am constatat asta într-un studiu pe care l-am făcut în proiectul acesta, că acolo unde, de exemplu, mamele mai ales, pentru că ele sunt mai apropiate de copii, conștientizează rolul educației în viața de zi cu zi, atunci copiii lor merg la școală. Unde nici mamele nu mai conștientizează rolul educației, atunci sigur că lucrurile stau foarte prost. Foarte mulți copii au abandonat școala. România dorește în următorii ani să ducă rata de abandon școlar măcar spre 10-11%. Și acolo este mult. Eu am văzut țări europene dezvoltate, adevărat, unde rata de abandon este 2-3% sau deloc. Există și țări în Europa unde rata abandonului nu există. Deci copiii merg la școală. Vă puteți închipui ce înseamnă asta? Și ce spune Sfântul Grigorie de Nazianz despre lucrurile acestea? Deci eu cred că toți oamenii cu mintea întreagă vor recunoaște că printre toate bunurile pământești, locul întâi îl ocupă educația, adică cultura. Și nu numai educația noastră creștină,
care disprețuiește toată podoaba și meșteșugirea, neurmărind decât singură mântuirea și binele, ci chiar și cealaltă, pe cea profană, pe care mulți creștini, nedându-și bine seama ce spun, o disprețuiesc ca fiind ispititoare și primejdioasă, întrucât ar îndepărta de Dumnezeu. Întocmai cum nu trebuie să disprețuim cerul, pământul, aerul și toate celelalte lucruri, pentru că unii le-au înțeles rău, adorând făpturile lui Dumnezeu în loc de a-L adora pe Dumnezeu însuși, tot așa trebuie să cultivăm cele ce sunt, sunt folositoare pentru viață și pentru desfătarea sufletului și să fugim numai de cele primejdioase pentru mântuire, nepunând creatura mai presus de Creator, cum fac cei nebuni, ci din lucrurile create cunoscând pe Creator și robind toată cugetarea noastră lui Hristos. Deci, și Sfântul Vasile cel Mare, și Sfântul Grigore de Nazianz recomandă educația. Recomandă și educația profană, pentru că ne ajută în cunoașterea lumii de aici și în cunoașterea existențelor de dincolo, nu numai cele duhovnicești trebuie cunoscute, ci cum spune și Sfântul Grigore de Nazianz, cele profane, cele care țin de celelalte științe care ne ajută în existența noastră pământească. Dar mai ales insistă el pe cunoașterea lucrurilor duhovnicești, pe cunoașterea realităților divine și pe această parte duhovnicească a procesului de educație. El spune așa, când privește studiile, iubeam nu atât pe cele plăcute, cât mai ales pe cele folositoare, pentru că cele din tine împing pe tine spre viciu, pe când celelalte spre virtute. Deci, Evanghelia, Scripturile, ne îndeamnă spre virtute și nu spre păcat, cum fac celelalte științe profane. Și de aceea, pentru Sfântul Grigore de Nazianz, este foarte important să ne pregătim din perspectiva cunoașterii duhovnicești. Cunoaștem, zice, numai două căi. Cea din tine ducea către casele noastre, sfinte, și spre profesorii care provăduiau în el, pe când cea de-a doua la profesorii de știință profană. Celelalte căi, adică cele ce duceau la serbări, la teatru, la întâlniri, la ospeții, le lăsam pe seama altora. Pentru că, după părerea noastră, nimic nu-i mai de preț dacă nu, nimic nu-i de preț dacă nu duce la virtute și nu ne face mai buni pe cei care ne apucăm de această lucrare. Pentru noi, lucrul cel mai de seamă era să fim creștini și să fim numiți creștini. Deci Sfântul Grigore de Nazianz îndeamnă de asemenea la cunoașterea realităților Dumnezeu, la cunoașterea realităților supreme și la educație desăvârșită duhovnicească. De asemenea, Sfântul Grigore de Nisa, și am să mă opresc doar câteva cuvinte despre Sfântul Grigore de Nisa, și apoi să discutăm un pic despre situația actuală. Am amintit deja despre abandonul școlar, despre ce ar trebui să facem pentru ca tinerii noștri și copiii noștri să apuce pe drumul școlii. Pentru că tot proverbul nostru ne spune, cine nu are carte, nu are parte. Și asta ar trebui inoculat unui copil de când se naște. De când apare pe pământ, să inoculăm dragostea de carte. Și lucrul ar se face în special de către bunici, de aceea în tradiția noastră sănătoasă țărănească era că bunicii se ocupau de educația copiilor. Și copiii învață multe lucruri frumoase la bunici. De la bunici am învățat să ne închinăm eu însumi, nu? De la bunicul am învățat, de exemplu, să citesc Scriptura. El mă lua pe genunchiul lui și îmi citea acolo silabisând Scriptura și apoi, după ce am început eu să citesc, mă ruga pe mine să-i citesc cea mai bine decât el din Scriptură și citeam eu lui texte din Sfânta Scriptură. Și așa se nășteau întrebările mintea mea. Vedeți, a avut el o metodă foarte interesantă. Venea și povestea despre liturghie, despre predică, mă lua cu el la biserică, îmi explica acasă ce spunea părintele la biserică atunci când îi puneam întrebări care erau mult prea grele pentru el. Mă îndemna să mă duc la biserică, să-l întreb pe părintele, pentru că știe mai multe. Și așa, încet, încet s-a născut în mine dorul de a cunoaște cât mai mult. Și s-au născut și întrebări pe care, cărora nu le-am găsit răspunsul potrivit, drept urmare a trebuit să urmez teologia, ca să pot să-mi dau răspuns la întrebările care s-au născut și care au rămas fără de răspuns în copilărie. Deci eu cred că lucrul acesta trebuie să reactivăm cumva. Sfântul Grigore de Nisa, el s-a născut ceva mai târziu, 5 ani mai târziu decât ceilalți părinți, decât fratele lui Vasile cel Mare și decât prietenul lui Grigore de Nisa. S-a născut la 335 și a trăit până la 394. El a fost scurtă perioadă căsătorit, a murit soția, a rămas văduv și a ajuns episcop la Sasima, nu departe de Nazianz. Și ceea ce este important în viața Sfântului Grigore de Nisa este faptul că el n-a fost atât un administrator foarte bun al bisericii. A fost un gânditor, o minte strălucită, un înțelept și cunoștea foarte bine și filozofia profană și cunoștea foarte bine și Evanghelia. Și din această îmbinare s-a născut opera lui. Opera, printre operele lui esențiale,
avem în primul rând o carte despre crearea omului. Sfântul Vasile cel Mare a scris un tratat despre facerea lumii, Hexaimeron. Și tratatul acela a fost despre facerea lumii 6 zile. Dar el n-a vorbit și despre crearea omului în a 6-a zi. Și atunci și-a luat acest angajament fratele lui Grigore Denisa că va scrie el un tratat despre crearea omului și a scris acest tratat care ne arată starea, în special starea omului de, în Eden, cum trebuia el să a fost pus acolo cu puteri creatoare și cu puteri ca să se desăvârșească. El nu era desăvârșit. Adam și Eva nu erau desăvârșiți atunci când Dumnezeu i-a lăsat în grădina Edenului, dar aveau posibilitatea de creștere duhovnicească. Dacă ar fi crescut în duhovnicești, dacă nu s-ar fi grăbit, spun Sfinții Părinți, să mănânce repede din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru ca să ajungă la pomul vieții. Vă reamintiți că în Eden Dumnezeu a sădit mulți pomi. Dar printre ei, în mijlocul raiului, erau și doi pomi. Unul al cunoștinței binelui și răului și altul pomul vieții. Și a spus lui Adam și Evei, nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru ca să trăiți. Și pentru că ei au mâncat, la ispita șarpelui, sigur, a diavolului, au mâncat pentru ca să ajungă la pomul vieții. Dacă ar fi mâncat din pomul, dacă, așa cum au mâncat, de fapt, din pomul cunoștinței bine și rău, dacă ar fi ajuns să mănânce din pomul vieții, ar fi rămas, cum Sfinții Părinți, nemuritor. Și păcatul ar fi rămas nemuritor. De aceea Dumnezeu a trimis ca pedeapsă moartea, ca să nu rămână păcatul nemuritor. Și prin asta a pedepsit nu numai pe om, pedepsit în special păcatul. De aceea, pe urmă, vorbește Sfântul Grigore de Nisa atât de frumos despre răscumpărarea omului. De aceea l-a trimis la timpul potrivit pe Mântuitorul, ca să răscumpere pe om din greșeala aceasta. Și răscumpărarea o face în mod obiectiv, o aduce în mod obiectiv Mântuitorul pe cruce, tocmai ne pregătim să întâmpinăm Sfintele Paști. Mântuitorul urcă pe cruce, pe Golgota, și prin sângele pe care îl varsă acolo, prin suferința lui, vindecă patimile, vindecă suferințele noastre, ale trupului și ale sufletului nostru. Și cu aceasta ne urcă spre cer, face și nouă cărare spre Împărăția lui Dumnezeu. Grigore de Nisa vorbește despre acest proces, cum am amintit, ca despre epectază sau epectasis. Adică începem de acum și procesul acesta duhovnicesc nu se termină. Nici măcar la sfârșitul vieții. Ați văzut Sfinții, având în vedere că ei știu foarte clar să se smerească. Spune că dacă n-ai smerenie, poți să piși din cel mai înalt vârf de desăvârșire. Și cu atât căderea va fi mai grea, cu cât vei cădea mai de sus. De aceea Sfinții au această virtute a smereniei, ca să nu se trufească. Trufia este unul dintre cele mai mari păcate pe care poate să vrâși omul, mândria, trufia, slava deșartă. Și de aici, această atenționare a Sfinților, să nu te mândrești, chiar dacă ți se pare că ai urcat câteva trepte, să nu te mândrești, pentru că s-ar putea să cazi mult mai multe trepte și căderea să fie cu atât mai grea, cu cât cazi mai de sus. De aceea spune Sfântul Grigore că trebuie să fim atenți la acest proces al desăvârșirii. El vorbește despre această desăvârșire a omului, despre perfecționarea virtute și în lucrarea lui despre viața lui Moise. El nu vorbește atât neapărat despre viața lui Moise, acolo sigur la de pe Moise, care a scos poporul din robia egipteană și cum s-a dus Moise pe rug, cum s-a întâlnit cu Dumnezeu și mai ales acolo cum cere Moise, zice lui Dumnezeu, Doamne, când se duce la rugul aprins pe vârful muntelui și acolo era Dumnezeu. Și zice, nu te apropia, că aici e loc sfânt, descalță-te ca să poți să te apropii de locul cel sfânt. Adică de Dumnezeu te apropii dezbrăcându-te de toate păcatele. De pielea aceasta pe care am moștenit-o de la Adam și de la Eva în urma păcatului. Omul a fost îmbăcat în piei groase ca să nu-i mai fie frig apoi și datorită păcatului. Ori noi trebuie să ne dezbrăcăm de aceste haine ale păcatului ca să putem să ajungem în fața lui Dumnezeu goi de păcate, nu goi de haine, ci goi de păcate, goi de poverile acestea pe care le tărăm cu noi, așa cum Moise s-a urcat pe muntele acela și nu ușor, dacă veți ajunge vreodată pe muntele Sinai, e foarte greu, urcușul acesta se urcă dimineața, de fapt, da, după 12 noaptea și abia ajungi dimineața la 3-4 ca să prinzi acolo răsăritul de soare și să vezi locul în care Dumnezeu s-a, Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și acolo Moise, ducându-se la rugul și la prins, îi spune, simțind prezența lui Dumnezeu, zice, a venit o furtună puternică, un vânt puternic și ce n-a fost Dumnezeu acolo. A venit un tunel puternic și n-a fost Dumnezeu acolo. Și a venit o adiere de vânt și acolo era Dumnezeu. Și când a trecut Dumnezeu pe lângă Moise, i-a spus Moise, Doamne, arată-mi fața. Și a zis, nu poate cineva, nu poate vreun muritor să vadă fața mea.
și să nu moare. I-a stupat mâna, s-a pus într-o peșteră acolo, i-a stupat ochii, fața cu mâna și a trecut pe lângă el și acum ce poți să mă, să mă vezi din spate. Ce înseamnă lucrul acesta? A-L vedea pe Dumnezeu din spate. Este a fi totdeauna în spatele lui Dumnezeu. Dacă ești în spatele cuiva, înseamnă că cineva îți deschide cărarea și tu te duci după el. Îl urmezi în permanență pe Dumnezeu. Asta este invitația. Invitația la o permanent, la un permanent urcuș, la o permanentă întâlnire cu Dumnezeu și la o permanentă urmare a Lui. Ai un călăuz, ai un călăuz. Sfinții părinți de mai târziu, de exemplu, Sfântul Nicolae Cabasila, în secolul al XIV-lea, a scris o carte, Urmarea lui Hristos. Un părinte, un călugăr din Apus, Toma de Kempis, a scris Imitatio Christi, imitarea lui Hristos. Iată, părinții de-a lungul veacurilor s-au gândit la lucrul acesta, a-L urma pe Dumnezeu, a-L imita pe Dumnezeu, a face faptele lui Dumnezeu, a face faptele mântuirii și al Evangheliei. Aceasta este invitația Sfântului Grigore de Nisa în cartea aceasta despre viața lui Moise. L-a scris și o altă carte, Cateheza cea mare. Este o sinteză despre întreaga văzătură a bisericii noastre, despre Sfânta Treime, despre creația omului, despre întrupare, despre răscumpărarea pe care o aduce jertfa lui Hristos, despre Sfintele Taine, Boteze, Euharistie. Toate lucrurile acestea sunt cuprinse în această lucrare a Lui. Am aici cu mine o carte în care avem opere de Sfântului Grigore de Nisa și aș vrea să închei expozeul meu despre Sfinții Părinți cu două citate din lucrarea aceasta a Sfântului Grigore de Nisa, Scrieri dogmatice și polemice se intitulează, în care ne vorbește despre ce învățătură trebuie să promovăm. Zice el, întrucât așadar învățătura noastră ne spune că viața sufletului constă din participarea la Dumnezeu. Ascultați ce frumos. Să participi la viața Dumnezeu. Cum o fi asta? Cum particip eu la viața Dumnezeu? Pentru că nu poți să te atingi de ființa lui Dumnezeu. Dar cum? Este intangibilă, este incognoscibilă. Nu poți cunoaște. Nu poți experia. Decât persoane treimice o experiență pe aceea. Dar noi putem să participăm la viața lui Dumnezeu. Cum ne va spune mai târziu Sfântul Grigore Palama și Sfântul, Sfântul Nicolae Cabasila, că putem să ne împărtășim de energiile necreate ale Lui Dumnezeu, de lucrările Lui Dumnezeu, lucrările care izvorăsc din ființa Lui Dumnezeu, așa cum noi nu ne împărtășim de soare, că ne-am arde imediat, ne împărtășim de razele soarelui care vin până pe pământ și ne încălzesc. Așa ne împărtășim și de energiile și lucrările Lui Dumnezeu. Și de aceea spune El că trebuie să trăim viața Lui Dumnezeu. A trăi viața Lui Dumnezeu înseamnă să fiți aici în biserică, la Sfânta Liturghie, să fii la Sfintele Taine, să te spovedești, să te împărtășești. Aceasta e viața cu Dumnezeu. Îl experiem prin fiecare pas pe care îl facem spre împărtășire. Că venim la liturghie să participăm la viața îngerilor. Liturghia este cerul pe pământ. Și atunci când intrăm pe ușa bisericii, lăsăm toate grijile, toate grijile și urmează să le pădăm. Să roagă preotul în altar împreună cu dumneavoastră. Lăsăm grijă acolo și intrăm aici în împărăție. Aici e pregustarea împărăției lui Dumnezeu. Știți? Biserica în liturghie, comunitatea în liturghie, este împărăția. Este pregustarea împărăției de dincolo. Indiferent că suntem în stadiul de încă păcătoși. Pentru că cine-i fără de păcat pe noi? Dar ne spălăm păcatele tocmai prin participarea la taină, prin această spovedanie, prin participarea la slujbe, prin faptele cele bune, ale milei lui Dumnezeu. Dacă știm să iubim, dacă știm să ne arătăm milostivire, așa cum poate vom și sublinia, a făcut Sfântul Vasile cel Mare. Cea mai mare lucrare filantropică, iubire de oameni, a arătat-o la Cezarea, pentru că a creat un oraș lângă orașul Cezarei și a adunat acolo pe șchiopi, pe ori, pe văduve, pe orfani, pe toți. I-a adunat acolo peste 10.000 de oameni. Și a vândut toate averile. Nimic n-a mai ținut. El a fost bogat, adevărat, de la părinții lui a moștenit averile. Le-a vândut pe toate și le-a împărțit săracilor. Și tot ce aduna, probabil, de la alți credincioși, se ducea și ducea acolo să-i țină pe acei 10.000 de oameni, orbi, șchiopi, văduve, orfani. Unde mai avem noi așa ceva? Mai avem câte un azil de acolo, mai avem câte o școală, clasă de copii, mai are și biserica, câte un spital, dar puține încă pentru lumea și nevoile, necesitățile lumii de aici, avem încă puține lucruri. Și biserica ar face, dar trebuie să ai și cu ce să faci. Pentru că nu e suficient să dorești, ci trebuie să ai și mijloacele necesare ca să creeze aceste mijloace. Poate revenim la lucrurile. Ce mai spune? Zice că ne spune că viața sufletului constă în participarea la Dumnezeu. Vă rog să rețin această expresie. În acest caz, zice, cunoașterea însăși depinde de măsura cu care ne împărtășim din Dumnezeu. Iar neștiința dovedește din potrivă lipsa oricărei dorințe de a cunoaște. Deci trebuie să ne izbăvim de neștiință
și de dorința de a nu cunoaște. Din potrivă, noi trebuie să dorim să cunoaștem pe Dumnezeu. Sau ignoranța, mare păcat. Sau mai spunând, negarea însă și a acestei dorințe. Căci dacă nu simțim nicio dorință de a ne apropia de Dumnezeu, fără îndoială că ne-am îndepărtat de El, așa încât e logic, până la urmă, de ce chiar și un om care până la un moment dat săvârșea binele, va ajunge să deschidă ușa răului ca să intre în sufletul lui. Săvârșirea binelui constituie un fel de leac pentru suflet. În schimb, cine nu tinde mereu spre tainele Evangheliei, unul ca acela nu se va putea vindeca, convingându-și adar că răul provine din depărtarea de Dumnezeu, care este viața noastră, e limpede că dacă nu ne-am împăcat din nou cu Dumnezeu, am putea ajunge iarăși la viață. Deci, trebuie să trăim viața lui Dumnezeu, trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu prin iertarea pe care o obținem la Sfânta Spovedanie și apoi trebuie să ajungem la viața aceea după Dumnezeu. Și vă spuneam că această viață cu Dumnezeu este una nelimitată, este o permanență căutare a Dumnezeu. Și avem lucrul acesta tot în această lucrare, pe la pagina 47, și spune așa, zice, suntem datori să luptăm cu partea aceea a firii noastre care este schimbătoare, tocmai ca și cum vrăjmași, încăierându-ne cu ajutorul gândurilor să nu ne închipuim că vom fi învingători dacă o vom răpune pe aceasta. Și din potrivă, vom fi învingători numai atunci când nu ne vom îngădui sub niciun motiv să cădem în luptă. Adică atunci când te apuca la lupta duhovnicească, ca să nu e vorba de lupta de gladiator sau de box pe ringul, de ringurile care sunt acum, din păcate, din ce în ce mai multe și oamenii se luptă acolo cu pumnii. Nu trebuie să luptăm cu pumnii. Lupta noastră este duhovnicească. Lupta noastră este împotriva păcatelor noastre, în primul rând. Pentru că nu trebuie să încercăm să-i vindecăm pe alții de păcat, fără să ne fi vindecat pe noi. Să vedem întâi bârna noastră, să o scoatem și apoi putem să-i ajutăm și pe ceilalți. Și lupta aceasta, pentru lupta aceasta nu trebuie să cedăm, spune Sfântul Grigore de Nisa. Să nu îngăduim sub niciun motiv să cădem în luptă, zice. Căci dacă omul este schimbător, nu trebuie să se folosească de acest fel de a fi al său numai către rău. Adică să nu ne schimbăm totdeauna către cele rele, ci din potrivă, căci dacă i-ar fi fost cu neputința de schimba în bine, atunci ar fi fost de la fire numai inclinarea către rău. Din potrivă, noi putem să ne schimbăm și în bine. Acum, zice însă, cea mai frumoasă lucrare a schimbării omului este creșterea sa într-o cele duhovnicești. Zice, totdeauna schimbarea către ceea ce este mai bun, schimbând în dumnezeiesc pe cel schimbat așa cum trebuie. Deci, întotdeauna putem să schimbăm ceea ce este în noi. Și avem, de multe ori, simțim nevoia aceasta. Simțim că nu suntem pe drumul cel bun. Simțim că facem lucruri rele, că, știu eu, clevetim, că vorbim de rău, că nu suntem în stare să vrășim bine, că n-am făcut atâta filantropie, atâta milostenie, cât am fi putut să facem, că nu suntem în stare să iertăm. Ori tocmai atunci trebuie să nu cădem în luptă, ci să ne luptăm și mai mult, tocmai pentru a ne schimba în bine. Astfel, ceea ce se pare că este îngrozitor, adică firea noastră cea schimbătoare, din cele de mai sus am văzut că este tocmai ca o aripă pentru zborul nostru spre cele înalte. Și spune el, de aceea cel ce vede cât de mult este aplicată firea noastră către schimbare, să nu se întristeze, ci din potrivă, schimbându-se continuu în ceva din ce în ce mai bun și trecând din slavă în slavă, să se schimbe în așa fel încât să devină tot mai bun prin creșterea aceea din timpul zilei de săvârșindu-se și pentru... Și acum și pururea, zice el, și niciodată ajungând la capătul de săvârșire. Deci, iată, totdeauna trebuie să schimbi și niciodată nu poți să ajungi la capătul de săvârșire. Adică e loc în permanență, chiar și în Împărăția lui Dumnezeu, de schimbare și de desăvârșire. Căci numai atunci când cineva poate numi cu adevărat desăvârșit, sau căci numai atunci cineva se poate numi cu adevărat desăvârșit, când, crescând către ceva mai bun, nu se oprește în drumul său niciodată. Și nici nu smărginește desăvârșirea punându-și pe o limită oarecare. Deci, în permanență ne aflăm pe drumul acesta al desăvârșirii și al cușului duhovnicesc. Dar cea mai frumoasă învățătură pe care ne lasă Sfântul Grigore de Nisa. Indiferent ce se întâmplă cu noi, indiferent câte ispite avem în lumea aceasta și căderi, trebuie să ne ridicăm și să mergem în permanență pe drumul acesta al cunoașterii lui Dumnezeu și al desăvârșirii. Cred că Sfinții Părinți ne-au arătat felul în care putem să îl cunoaștem pe Dumnezeu, cât de importantă este educația și mai ales, sigur, și cea profană, pentru că din cărțile pe care le cunoaștem și le întâlnim în calea noastră, aflăm lucruri care ne sunt folositoare în lumea aceasta, însă cunoașterea desăvârșită o aflăm din Sfintele Evangheliei. Viața cu Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie
permanentă noastră sete de cunoaștere, cum să ne desăvârșim, cum să realizăm bine, cum să iubim mai mult pe cel de lângă noi, pe aproapele, pentru că noi avem această cunoștință foarte clară, dar nu l-am văzut nimeni niciodată pe Dumnezeu. Vedeți că și Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu și l-a întrebat, l-a rugat să iară de față și a spus, nu poți să vezi fața mea și să nu mori. Noi îl vedem pe Dumnezeu în chipul fiecărui om, pe stradă, când îl întâlnim. Un om care cere o bucată de pâine sau un pahar cu apă, în acela este chipul lui Dumnezeu, acolo este chipul lui Dumnezeu, acolo trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Și desăvârșirea presupune nu numai rugăciunea, nu numai evlavia, nu numai participarea la slujbe, ci mai ales făptuirea. Vedeți? Și aici avem, pe de o parte, pe Sfântul Grigore cel de Nisa, care era mintea care cugetă, îl avem pe Sfântul Grigore, care era un orator desăvârșit, dar avem și pe Sfântul Vasile cel Mare, care era brațul care lucrează. Adică nu poți să te duci în fața lui Dumnezeu și să spui Doamne, Doamne, și să treci cu vederea pe cel care are nevoie pe parcursul vieții de ajutor. Că cel ce va face și va învăța. Da. Eu cred că în sensul acesta putem să dăm tinerilor noștri o educație desăvârșită. În măsura în care să fie preocupați de pregătirea lor școlară pentru viață din părțile de știință, dar și ceea ce este pregătirea duhovnicească, pregătire pe care o putem prelua în special din cărțile noastre de duhovnice. Și dumneavoastră observați acum că special tipografia Patriarhiei Române, Institutul Biblic de Misiune, editura Basilica, editura Cuvântul Vieții, dar și celelalte edituri de la mitropoliile celelalte, au scos foarte multe cărți duhovnicești. Există foarte multe. Și avem de unde să alegem. Important este să citim, important este să ne documentăm și mai ales să creștem în desăvârșire, pentru că în măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu și cunoaștem preceptele Lui și virtuțile pe care le putem acumula și toată știința duhovnicească, în măsura aceasta putem să creștem împreună cu Sfinții Dumnezeu, împreună cu Biserica, pentru Împărăția Dumnezeu. Amin. Părinte, profesor, vă mulțumim tare mult. Vrem să trecem la partea de dialog, de dezbatere. Știu că recent a fost publicat o broșură sau o carticică a Sfinției voastre în care tocmai lucrul acesta îl prezentați. Viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur cu privire la educație. Vorbiți-ne puțin despre această carte, da, unde o putem găsi, da, de unde putem lua. Și m-ați prins pe picior greșit, efectiv am uitat să îl aduc de acasă. Eu am câteva cărticele din acestea acasă și îmi pare rău că nu v-am adus aici. Nu știu dacă părintele la pangarele pot fi procurate prin pangarul bisericii de la depozit, de pangar de la Patriarhie. Și am să fac cumva să vă aduc eu să aveți două, trei la bibliotecă, două, trei bucăți pentru părintele. Dar am publicat o broșură, sigur cu binecuvântarea pe Atenției Părintei Patriar, despre educația la Sfinții Părinți. Cum au văzut Sfinții Părinți educația? Și acolo am vorbit nu numai despre Sfinții Vasile cel Mare, Grigore din Azea și Grigore de Nisa, ci și despre alți sfinți, de exemplu, Fericitul Augustin, Sfântul Chiril al Alexandriei, Ioan Gură de Aur, Ioan Gură de Aur, Clement Romanul, Clement Alexandrinul, pardon, Sfinții Filocalici, Sfântul Grigore Palama, are câteva texte acolo despre educație, Maxim Mărturisitorul, Diadoc al Poticei, mulți alți sfinți părinți care vorbesc despre tema educației. Am constatat, căutând textele acestea filocalice și ale Sfinților Părinți despre educație, că aproape toți Sfinții Părinți s-au exprimat în legătură cu educația. De exemplu, Fericitul Augustin a pus și el arată că pe vremuri, zice el, educația era un pic mai cazonă, mai austeră. Sfântul Fericitul Augustin spune la un moment dat că ducându-se la școală, unii dintre dascării lui cred că îl mai loveau, aplicau și măsuri coercitive. Era stilul educației acelea spartane pe vremuri. Și el se plânge de violența profesorilor față de școlari și zice, am întâlnit totuși printre acești profesori și un profesor care m-a învățat să mă rog. Și zice, atunci când am învățat ce înseamnă rugăciunea și cât de puternică este ea și cât de bine poate face ea omului, n-am mai încetat
din momentul acela, să mă rog, către tine, Doamne. El vorbește în lucrarea lui Confesiuni la persoana întâia cu Dumnezeu. Este atât de frumos dialogul acesta al Fericitului Augustin cu Dumnezeu, încât este, ar fi de recomandat să citim Confesiunile Mărturisirile Sfântului Augustin, arăta prin aceasta că educația nu trebuie să fie atât impusă, mai ales prin măsuri coercitive, ci mai ales trebuie un tânăr învățat să se roage. Și rugăciunea este cea care ne apropie sufletul cel mai mult de Dumnezeu. Și ne apropie și unii pe alții în existența noastră aceasta de pe pământ. De aceea, mai toți părinții bisericii vorbesc de efectele benefice ale rugăciunii în ceea ce privește procesul acesta de desăvârșire al omului. Mai ales părinții filocalici. Există și există metode de rugăciune pe care le dezvoltă părinți precum Sfântul Simeon Noul Teolog sau Nichifor Monahul sau Grigore Sinaitul și apoi Grigore Palama, Teolipt al Filadelfiei. Sunt câțiva părinți care au care numai când deamnă la rugăciune și au și o metodă anume, e vorba de părinții isihaști care prin metodele pe care le-au lăsat au îndemnat pe monași și nu numai și pe creștini să se apropie de Dumnezeu în special prin rugăciune. Rugăciunea este convorbirea noastră cu Dumnezeu, este hrana sufletului. De fapt, un Sfânt Părinte spunea Sfântul Ioan Damaschin, dacă nu mă înșel, cine se roagă este teolog și teolog este acela care se roagă. Deci rugăciunea trebuie să fie în permanență pe buzele noastre și mai ales element de educație pentru copiii și tinerii pe care îi avem. Pentru că fără de rugăciune, să știți, suntem foarte expuși tuturor ispitelor și răutăților lumii de aici. Prin rugăciune le putem depăși însă pe toate. Și copiii trebuie să învețe rugăciunea acestea care sunt ușoare. Tatăl nostru, Îngerașul, dar important este să se roage. Important este să știe să-ți facă semnul Sfintei Cruci și să spună o rugăciune către Maica Domnului, către Dumnezeu și către Sfinții Săi. Întrebări, vă rugăm! Domnul Mircea! Grigorie de Nazianz este sinonim cu Grigorie Teologul? Da. Deci dânsul e, ca să identifice... Grigorie de Nazianz este Grigorie Teologul. Bun. Și Grigorie de Nisa este fratele Sfântului Vasile cel Mare. Ce vreau să vă spun? O mică discuție. Cu atât mai mult mă gândesc eu că ar trebui să folosim, să folosească bisericile și noi, cei care vrem să postăm, noile metode, adică Facebook-ul, cu atât mai mult cât copiii folosesc și sunt îndrumați spre acestea. În ideea că dacă folosim mijloacele acestea moderne pentru promovarea ideilor pozitive, cred că ne ajută în educație. Și aș mai avea o întrebare. Eu lucrez foarte mult cu copiii. Acum nu știu dacă îmi pot permite să fac, pentru că nu stăpânesc foarte bine problema, dar mai abordez și probleme teologice la nivelul nostru, la nivelul meu, că și eu sunt un copil mai mare, și la nivelul lor, pentru înțelegerea mea, și pentru promovarea ideilor religioase. Întrebarea e dacă pot să fac lucrul acesta cu binecuvântarea Domnului, nu știu dacă... Eu ne fiind în măsura în care lucrurile sunt simple și nu intrați în lucruri foarte greu de explicat, ca să nu cădem, Doamne ferește, în erezii, să le dați o învățătură care nu e conformă cu învățătura noastră bisericească, atunci când aveți nedumeriri să apelați la un preot care vă poate... Și citește, se documentează. Și vă citiți și documentați. Dar nu e rău, este foarte bine. Eu aș îndemna pe toți creștinii să facă lucrul acesta. Fie că e vorba de nepoții noștri, fie că e vorba de copiii noștri sau de copiii vecinilor uneori, că avem diferite metode de a interacționa cu ei. Sau, eu știu, metode de a lucra, fie că e vorba de o... Domnul Mircea care... Paul Cristian este antrenor, instructor și atunci aportul are, unde să, are și e bine că îl face într-o formă ludică, accesibilă copilului. Pe mine mă ferește Dumnezeu pentru că ne stăpânim foarte bine problemele, le înțeleg la nivelul meu simplu și atunci le predau și lor simplu, da. Nu intru în anumite. Dumneavoastră ar trebui să aveți o colecție de texte la Sfinții Părinți în care părinții fac diferite
pe măsătură fac conexiuni cu și paralelism, sportul, cu stadionul, cu, și Sfântul Apostol Pavel face că dacă vrei să iei corana, trebuie să duci în stadion, trebuie să te lupți. Dacă vrei să te mântuiești, trebuie să intri în luptă cu diavolul, cu puterile lui, cu întunericul, nu poți să stai deoparte să spui mă va mântui Dumnezeu. Dumnezeu te mântuie în măsura în care și tu dorești să fii mântuit și cauți mântuirea. Și atunci nu putem să stăm pe loc, ci dimpotrivă trebuie să ne... Iar când plecăm la luptă, zice Sfântul Apostol, trebuie să ne luăm coiful sabia dreptății, coiful mântuirii, toate armele acestea, el folosește denumiri din armată sau din sport sau din, de pe stadion, că erau atunci olimpiade, pentru a reuși să îi facă, să-i conștientizeze pe creștini cum trebuie să lupte cu păcatul și cum pot să câștige coroana luna mântuirii. Deci nu e rău să găsim textele acestea și să le puteți folosi. Da, să mă străduiesc, să mă informez, da, e o idee bună, n-am știut. Sunt multe texte. George, tu cum reușești să faci educație cu fiica ta care este liceancă, adolescent? Zi! Cu greutate, da? Perseverăm. E greu, pentru că tot ce e la școală e diferit de ce învățăm sau ce încercăm noi să le... Da, și e vârsta la care refuză. E vârsta, sunt tentațiile, sunt și procentul. Și asta în condițiile în care fiica lui este un aluat bun. Întrebări multe acolo la urmă. Și trebuie multă răbdare. Da. Și mai ales atunci când abordăm diferite subiecte cu tinerii, trebuie să nu fim superiori, să nu încercăm să fim noi profesori pentru ei. Din potrivă, trebuie să dacă am ști să-i abordăm și să spunem, și eu să zicem, nepriceput în lucrurile, nu sunt mare cunoscător, dar haideți să începem noi să găsim calea, să găsim soluția. Și poate că trebuie să citim ceva undeva ca să ne dăm un răspuns sau întrebăm pe altcineva. Sau. Și atunci, din discuțiile acestea foarte firești, aș spune prietenești uneori, copiii tineri învață mult mai mult decât dacă le impunem. A impune un tânăr poate să aibă un alt revers, să fie reversul a ceea ce ne dorim să facem. Și de aceea e mai important să avem un dialog onest, cinstit cu ei și să, mai ales tânărului, trebuie să-i creezi un câmp de întrebări, să-l pui să se problematizeze, să-și pună sie și întrebări. Și apoi va căuta răspunsul și când nu-și va da singur răspunsul, se va duce undeva să-l găsească. Deci e o mare artă, să zicem așa, dar sigur nu e ușor în lumea de astăzi. Dar problema pe care o invoca George e că îi zăpăcește anturajul de la școală. Cum faci? Ce faci? Din păcate, e adevărat că la școală depinde și de școala pe care o urmează. Sunt și școli, să zicem, nu neapărat de elită, dar unde tinerii care merg acolo au și preocupări frumoase. Însă există totdeauna, orice școală, cât de înaltă ar fi, există și un anumit segment de tineri care sunt foarte, să zicem, temperamental și foarte doritori de a-i lua în anturajul lor și pe ceilalți. Și, de ce nu, chiar teribiliști, care încearcă prin ideile pe care le promovează, prin stilul, comportamentul de viață, să-i îndrume și pe ceilalți pe alte căi greșite. Dacă, sigur că e forța exemplului, dacă câțiva tineri fumează și au în mijlocul lor unul, doi tineri care nu fumează, cu siguranță vor încerca să-i atragă mai degrabă aceștia spre viciu, decât aceia care nu fumează spre virtute. Vedeți? E mai ușor să-i spui, dacă, de exemplu, chiar așa să zicem, trei tineri fumează, trei nu fumează. E mai ușor ca cei, dacă sunt în grup, e mai ușor ca cei care fumează să-i atragă la ei pe cei care fumează, decât pe cei care nu fumează să-i atragă pe cei care să se lase de tutun. Pentru că și o dependență, nu? Drogul, tutunul e și el un drog, să zicem, alcoolul, violența, celelalte patimi ale trupului, dacă tinerii acestea propovăduiesc lucrurile acestea în mijlocul celor, sigur că există efectul acesta, un singur măr poate să distruge pe celelalte. De aceea, singura soluție nu este interdicția, să știți, în familie, să nu faci aia, să nu faci aia. Gândiți-vă la
tată din Evanghelie, care atunci când fiul și-a cerut parte de avere, n-a cârtit, n-a zis nimic. Și-a asumat. Pentru că un tată își poate educa copilul până pe la 18 ani, ar spune legea. Până la 18 ani, ești sub tutela părinților. La 18 ani face copilul cel tânăr ce vrea. Ei, eu aș vrea ca, poate chiar mai devreme de 18 ani, dacă un tânăr are educația de acasă, cei 7 ani de acasă, dacă are principii morale foarte solide, dacă a crescut într-un mediu sănătos, în sensul că, în special, dragostea trebuie să primeze înaintea coerciției, înaintea asta trebuie să se facă. De multe ori în familie ne impunem fața copiilor cu lucrurile acestea care devin provocatoare pentru ei. În loc să le arătăm totdeauna disponibilitatea spre dragoste, spre înțelegere, spre iubire, încercăm să îi educăm, aș spune, în stilul acesta de care vorbea și Fericitul Augustin coercitiv. Vedeți, el, tânăr fiind, a simțit că nu e în regulă să fie lovit de profesorii lui. Și era foarte supărat pe chestia asta. Însă vorbește foarte frumos de profesorul lui, unul singur zicea, dar am întâlnit acolo și un profesor care m-a învățat să mă rog. Și când a învățat să mă rog, deci el rupea nodurile gâtului meu cu rugăciunile. Adică se ruga în permanență. Și a avut scăparea aceasta în rugăciune. Deci un copil ar trebui și învățat în sensul acesta. Nimeni nu spune că poți să-l ferești total pe un copil de ispitele lumii. Dar copilului poți să-i dai anumite instrumente pe care el poate să le folosească când a ajuns într-un impas. Și unul dintre aceste instrumente este rugăciunea. Al doilea este dragostea și iubirea părintelui. Să-l asculți tot timpul. Dacă totdeauna l-ai blamat pe copil, și când a făcut binele, poate și când a făcut răul, și nu înțelege că are totuși un stâlp în tată sau în mama acasă și poate să-i spună ca unui prieten tot ce i s-a întâmplat la școală, atunci încet, încet se va retrage în sine și nu va mai povesti ce a făcut el la școală în ziua respectivă. Sau dacă a făcut o greșeală, nu va spune, preferă să o ascundă. Și aici e alta unui părinte. Vedeți? Tatăl din Evanghelie n-a cârtit sub nicio formă. I-a dat toată averea și nu i-a spus, dar nu e momentul. Că putea să-i spună, nu era momentul. Orice, și atunci, în Vechi Testament, la evrei. Și astăzi, un copil nu primește moștenirea la 18 ani, ci primește moștenirea când nu mai e tatăl de obicei. Rămâne cu toată averea după ce a plecat la Domnul. Sau, mă rog, când se căsătorește, îi dă o parte, îl ajută, poți să-i dai și tot, depinde de la caz la caz. Însă aici și-a cerut drepturile pe care nu le-ar fi avut la vârsta respectivă, le-a primit și apoi, chiar dacă le-a cheltuit, a venit înapoi și tatăl nu i-a reproșat nimic. Avem multe de învățat din Evanghelia aceasta. Nu i-a reproșat absolut nimic. Cum nu i-a reproșat nici tânărului, nici fratelui celui mare, care n-a vrut să intre la nuntă, care s-a înăcrit în ascultarea lui și în evlavia lui, dar n-a înțeles că trebuie să se bucure pentru fiul risipitor care se întorcea. Și tatăl nu l-a certat nici pe unul, nici pe altul. I-a spus, tată, toate ale mele sunt ale tale. Și atunci, de ce încrâncerarea asta? Nu înțeleg. Virgil, tu cum reușești să o crești pe fetița ta? Cât are? 5 ani? 6 ani? Nu, cum? 5 ani. 5 ani. Ce educație? Cum îi dai? La culcare, o pun să zică tatăl nostru, crezul și îngerașul. Da, și... Aduci la împărtășit. Și o aduc la împărtășit, la cât mai des, da. Doamna Grămadă, sunteți profesor universitar, cadru universitar. Ce ne puteți vorbi de educația tinerilor astăzi, a studenților? Da, este foarte greu ca să vă spun despre impactul pe care vreau eu să-l am în legătură cu credința, pentru că sunt profesoară de vreo 3 feluri, 4 de informatică și sunt și la o universitate particulară, deci nu am voie. Cu toate astea, sigur că eu caut momentele. În primul rând, numele studentului îmi spune ceva și în momentul în care îl văd că este într-un anumit impas, știi ce nume ai? Știi ce nume ai? Știi al cărui sfânt îl porți și imediat fac legătura. Știe sau nu știe, sau dacă are două nume.
și îl poartă pe cel mai puțin ortodox. Vezi că e mai tare Andrei decât Adrian și e așa. Fac legătura cu numele, nu mi-amintesc de ce a zis Virgil Gheorghiu, acest ortodox, preot-ortodox pe care noi l-am cunoscut după Revoluție, da? Zice el în cartea Cum am vrut să fiu sfânt, rugăciune este să porți nume de sfânt. Pentru că în ziua respectivă cerul serbează odată cu pământul pe sfântul respectiv. Și este minunat să ai un nume de sfânt. Ei, și pe urmă, sigur, în momentul în care îi prind la examen și sunt mai emoționați, le teamă, nu știu ce, atunci hai să zicem o rugăciune, dar zic și asta în gând. Deci cu foarte multă prudență, pentru că am primit observații. Sunt vedeți că sunteți profesoare de informatică, nu de religie. Și atunci trebuie să fiu atentă și chiar când se mai întâmplă, iată câte o problemă la nivel național, da? Cum e cu biserica, ce ziceți, doamna profesoară? Imediat mă iau chiar profesorii, mă întreabă și mă întreabă așa ușor ostentativ. Ei, se mai întâmplă și invers, iată, în decembrie, chiar după ce a fost problema asta cu biserica mai puțin bine primită de populație, Patriarhul a primit titlul de doctor honoris causa la noi la universitate și a prezentat un discursul pe care l-a dat pentru laudatio, a fost foarte bine pus la punct, foarte bine documentat și a făcut impresie, foarte bine documentat și și-au mai schimbat impresia și atitudinea și sigur că sunt o parte dintre profesori credincioși și o parte care nu sunt. Odată, dar Părintele Galeriu, iată, asta aș fi vrut să vă pun o întrebare dumneavoastră, dacă vreți să-mi spuneți, dacă aveți vreo întâmplare specială cu Părintele Galeriu, ne spunea să nu zicem, chiar dacă sunt oameni care, medici, profesori, în orice meserie, dacă ei sunt conștiincioși, sunt oameni corecți, zice, da, domnule, dar sunt corecți, ce dacă nu sunt credincioși, iată, eu un om corect, nu, să nu spunem asta. Deci un om cu adevărat, un om integru, este omul care este creștin. Un om creștin și care lucrează cu dragoste și, așa cum spune Sfântul Pavel, rugând slujba ta fă-o de plin, rugând ca pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Iar în ceea ce privesc rețelele de socializare, chiar dacă eu lucrez cu calculatorul, să zic așa, în informatică, nu sunt foarte pentru. Chiar dacă dau și un eseu Facebook versus LinkedIn, care LinkedIn e mai profesional față de Facebook. Pentru că, iată, angajatorii utilizează asta până la urmă ca o armă, dacă vreți cu ghilimele, da? Față de posibilii lor angajați. Deja sunt niște filtre, se fac niște filtre pe Facebook. Și poți să fii un bun profesionist, dar dacă tu acolo ai un anturaj mai puțin ortodox? Da, sau chiar dacă nu ortodox, să zicem, în sensul larg. Da, în alt sens, e o bilă neagră pentru tine. Deci la angajare deja se utilizează Facebook-ul din plin. Și adică urmăresc să văd ce faci. Exact, sigur că da. Ești urmărit la angajare, sunt niște filtre clare și chiar am colegi care au primit, care sunt pe aceste materii, da? Și eu am câteva site-uri și le întrețin și eu cu studenți și nu știu ce, dar nu este materia mea principală despre cum se fac site-urile. Sunt profesori, iată, pe limbaje, Java sau ceva, care predau chiar numai asta și care au primit comenzi de la angajatori. Pe filtre, deci se angajatorii cer pe anumite cuvinte cheie, filtre ca să vadă cu cine au de face și de unde, chiar din Facebook. Cei care și-au făcut sigur că cei care au inventat acest Facebook au fost deștepți, n-au fost leneși, n-au fost nici leneși și nici proști. Ei l-au făcut și iată că este un lucru extraordinar, că internetul este o invenție pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să o descoperim, să fie în avantajul nostru și avem multiple avantaje. Nu, iată, vorbești cu cineva din America în câteva secunde.
Nu mai te duci la poștă să pui scrisoarea și nu știu ce. Deci imediat ai răspunsul. Dar, în același timp, la această libertate, sigur, este și reversul medaliei, faptul că nu, în tot acest hățiș de pe Mapamond, liber, da, iată, și tot cu internetul, iată, sunt acești teroriști, sunt atâtea organizații care se ascund și ele, da, se ascund și ele, până la urmă internetul este ca și strada. Ai venit la biserică, te-ai dus la facultate sau te duci la un loc de pierzanie. Adică, Părintele Constantin Nicula de la Sibiu numește internetul la un moment dat un Maidan virtual. Și așa este. Da, așa este. Deci este tot timpul alegem. Tot timpul alegem. Și este o alegere, trebuie să fim însă foarte atenți, eu le cer cu prudență. Și nouă, decanul ne-a zis, profesori, împrieteniți-vă cu studenții ca să avem, să vorbească despre noi, împrieteniți-vă cu ei, faceți chemări. Și după ce am văzut că primeam mesaje de la prietenii prietenilor, vedeam acolo în profilul meu niște mesaje care nu mi-au plăcut. Sigur că nu m-am documentat destul și cred că nu multă lume știe ce înseamnă să posteze acolo. Este o zonă publică și o zonă privată. Trebuie să fii foarte atent și cum postezi și cu cine te împrietenești, pentru că altfel, iată că... Deci la prietenul... Exact. Prietenii prietenilor. Faptul că am primit un mesaj acolo, m-am dus la dentist și era o expresie. Ce mă fac eu cu expresia asta? După aceea au râs bine, lor le-a plăcut că nu știu și că le-am povestit, ei au râs, le-a plăcut chestiunea asta și imediat am învățat mai departe cum să ștergem, cum să ți alegi prietenii, însă deci, trebuie folosit, dar cu foarte multă prudență. Și dacă nu vă supărați, probabil că ați fost studentul părintelui Galeriu, dacă aveți vreo întâmplare, pentru că a fost și duhovnicul meu, eu am făcut un site cu studenții, am un site pentru părintelegaleriu.ro, am făcut și o carte pe un proiect, dar nu destul, adică a fost numai pentru românii din diaspora, am avut foarte puține cărți și nu am fost în stare ca să o reeditez în România. Am pus-o pe internet de-a dreptul. Eu mă bucur că este căutată, este accesată și cred că este de folos și m-au interesat întotdeauna părerile, pentru că în această carte am pus părerile și ale profesorilor, episcopilor, studenților, oamenilor de cultură și artă, dar și a oamenilor simpli care l-au cunoscut, dar cât am știut eu din biserică de-a lungul anilor. Și mă interesează dacă aveți vreo amintire specială și dacă nu vă supărați. Da. Eu îl consider că e... Da. Părintele Galeriu mi-a fost profesor. Am student între 85-89, am fost student la Facultatea de Teologie din București și mi-a fost profesor de umetică și catechie. Mi-aduc aminte, în primul rând, că era un profesor iubit de studenți și căutat de studenți. Și avea tot timpul răgatul să stea de vorbă atunci când îi adresa o întrebare. Mi-aduc aminte că era unul dintre cei mai buni predicatori din București. Și la instudenție, așa, începusem când am venit în București să adunăm, așa, în primele, profesorii și preoții din București care predică frumos. Și fugeam de la Facultatea de Teologie, că trebuia să stăm acolo, cu prezențe, că eram un pic mai drastic și fugeam de la studiu, plecam de la studiu la noi, fie dădeam un bilețel de prezență repede acolo sau mai vorbeam cu profesorii sau plecam pur și simplu și ne duceam, ne informam noi, așa, unii pe alții, unde ne duce să predicăm. Și, Părintele Bogdan, de exemplu, Bogdan Prost, la Bogdan Gheorghe de la Sfânta Vine, care restaurase biserica. Cel care acum la Sfântul Gheorghe era, așa. Pe urmă, predica, avea așa, pe urmă, acolo predica și Părintele David. Da. Și la mine se ia la Sfânta Vine să-i auzi pe ei doi, da, și Părintele David, așa, ducea și la Părintele. Și pe urmă am auzit de Părintele Galeriu. Și uite așa, ne duceam la biserică și m-am dus, mi-aduc aminte, la Părintele Galeriu. Când am ajuns la Părintele Galeriu, eram prieten cu soția mea și preoteasa. Și eram doar prieteni și am zis, hai să mergem la Galeriu, ea fiind bucureștean, că sigur că îi cunoșteam mult mai bine. Da. Și ea m-a dus prin București, hai să nu știam unde, și biserica, nu, și acum eu, dacă îmi trimiteți la Sfântul Silvestru, vă duc așa pe... Ui, și tot ajung eu până la urmă acolo.
dar nu aș ști un traseu foarte clar. Și atunci, cu soția, am reușit să ajungem la Părintele Galeriu și să ascultăm predica. Aveam de că era biserica plină, studenți, tineri, foarte mulți. Și predică penetrant, așa. Știu că ne-am și spovedit la Părintele Galeriu și i-am întrebat dacă eram prieteni atunci și am întrebat, părinte, e cazul, mă însor, nu mă însor, știți cum e, fiecare ne puneam întrebări, nu, cum, da, da, bine, da. Nu-i bine, și că o mai cunoștea așa un pic pe preoteasă și am stat de vorbă cu el și a zis, da, zice, da, neapărat să te însori, să te căsătoriți. Și să știți că avem nebunare de la Părintele Galeriu. Și bineînțeles că dânsul m-a îndrumat la predică, mi-a zis, prima mea predică în București, la facultate, noi, printre alte lucruri, acolo, examen, deci mai aveam întreasă și predicăm pentru studenți, pentru colegi, ca să învățăm pe mai târziu, când ajungem în parohie. Și mi-am aducat că am făcut o predică, nu mai știu exact care era subiectul, în orice caz era cunoașterea lui Dumnezeu cumva, pentru că în seminar am făcut o predică despre Fiul Risipitor, un alt profesor și iarăși o lucrare excepțională, acel profesor când am despre Fiul Risipitor, și ce am zis, păi ai materiale? Păi am strâns, m-am dus, am luat previste, ce am găsit așa, și am început să lucrez, dar zice, păi să mergi cu mine acasă. Și m-a luat acasă și m-a pus în fața într-o cameră, m-am speriat la început. Cine? Cine era profesorul? Un profesor de la altcineva, da. Și m-a dus și m-a pus în fața unui tablou de Rembrandt, o copie, pe da. De Rembrandt, Fiul Risipitor. Și m-a pus să stau pe fotoliu, m-a lăsat singur, ce stai aici? O jumătate de oră, să meditezi la tablou și după ce vezi când te inspiră tablou, să scrii pe urmă la predică și te inspiră tablou. Foarte interesantă chestia. Iar Părintele Galeriu, mi-aduc aminte că era profesor universitar și vă dați seama multe preocupări, mulți, mulți studenți. N-am și noi atunci 100, cred că într-un singur an. Și totuși, mi-aduc aminte cu foarte multe activii. A luat predica, a luat-o acasă, s-a uitat peste ea și mi-a sumiat aproape tot pe acolo. Și virgulă, dacă greșeam, mi-o schimba, mi-o punea cu roșu. Și ceea ce m-a frapat foarte mult la Părintele Galeriu este că știa să pună accente. Mi-aduc aminte că am scris ceva despre cunoașterea Dumnezeu, cunoașterea Fiului lui Dumnezeu și că îl cunoaște pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, scrieam acolo și el, pe urmă, zice, totdeauna zice să scrii în Duhul Sfânt. Deci mi-aduc aminte expresia asta, nu am mai uitat în viața mea. Zice, totdeauna când vorbești de Mântuitorul, în Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt rămâne totdeauna, niciodată. Fiul și Duhul nu sunt despărțiți, sunt prezenți. Sunt unul cu altul. Lucrarea Fiului este și lucrarea Duhului și prea Duhul este prea Duhul. Asta a fost, să zicem, un element pe care l-am învățat la Părintele Galeriu, foarte penetrant, pe predica aceea pe care cu pixul roșu, așa mă duc aminte, scria și mă îndemna cum să predic în capela de la Sfânta Ecaterina. Da, l-am cunoscut mult pe Părintele Galeriu și ne-am fost drag. Eram studenți, așa, și am învățat mult. Doamna Elena, sunteți bunică? Aveți nepoți? Am, da. Cum educați? Mici. La 4 ani, cât are băiat, băiat. Nu-i nimic, ați auzit ce a spus părintele. Da, nu, se închină, se părtășește, se mereu se închină. Dar cum vedeți educația tinerilor? Că ei vor crește. Pe care dracu îi zice, ajută, Doamne, pe Maltezma, te îl cheamă. Și cum îmi zice, se înșire pe mamă, pe tație, la bunici și până așa te vorbește, nu... E la grădiniță, e... Dar încerc ce m-a învățat și pe mine mama, că... O ultimă întrebare, părinte profesor. De la mama mea, la mama mea am auzit pentru prima dată și n-am mai auzit la nimeni de atunci, eram copil. Și m-a dat într-un fel așa... Mi-a pus întrebări și chiar m-am supărat. O auzea când se ruga și spunea, Doamne, ajută, Doamne, pe toți copiii și pe ei. Iar vorbit tare. Eu de acum mă săltasem. Și chiar eram revoltată, așa zic. Întâi pune pe ea și pe noi. Și de-abia târziu mi-a fost jenă să trec, nu puteam să o... Și târziu mi-am dat seama când am început eu să cunosc și să știu ce înseamnă, de fapt, sensul... A fost o credincioasă și cred că... Ea săraca nu avea decât două clase și ca să... Vă dați seama, eu la vârsta mea, eu sunt născută 44, am prins... Școala generală e 50, în plin haos și în buric cu București, la Sfântul Sava. Vă dați seama, colega cu oameni de toate felul. Și totuși ea vrea să ne învețe totuși. De fapt, eu am și stat în spate cu casa, aveam biserică și știam tot timpul era la biserică.
mai ne joacă, mai serios, eram la biserică. Și ea avea două plăsici atunci ca să ne învețe. Nici nu ne spunea feriți-vă, nici nu spunea ascundeți-vă. Era foarte greu atunci, perioada aia. Și spune, haideți, mamă, vină și mai citește și mie Tatăl nostru. Ea săraca zicea că nu vede, dar ea vedea. Și știa să citească. Și citește, numai ca să învățăm noi Tatăl nostru. Numai ca să ne învățăm noi și pe un moment dat să mă zic, uite, mă liniștea că Tatăl nostru spunându-i mami. De multe ori și mai țineam cărticica în mână. Că nici nu se găsea, găseau cărticele pe atunci. Cărticii care avea ea de rugăciune, erau cărticii care avea de la părinții ei și era numai julită toată și ruptă și... Și uite, așa am învățat Tatăl nostru, că nici nu mai deschideam, îmi spuneam din afară. Cam asta și mulțumim. Și cu părinte profesor, o ultimă întrebare. Ați fost atâta vreme coordonatorul programului Alege Școala. Ce are special sau deosebit acest proiect? Ce lucruri interesante ați întâlnit pe parcursul lui? Și cu ce tare ne luptăm sau ne confruntăm noi, societatea românească, în ceea ce privește educația tineretului de astăzi? Sau deficiențele educației tineretului de astăzi din perspectiva acestui proiect? Fiindcă ați bătut țara în lung și în lat cu acest proiect. Da. Proiectul acesta, Alege Școala, implementat de Patriarhia Română și de organizația Fundația World Vision România. De câți ani este? Din 2009 a început proiectul acesta, lucrez de prin 2012 în proiect, sau cel puțin am fost responsabil, dar din 2014 lucrez efectiv în proiectul acesta. Și în proiectul acesta, noi am lucrat, Patriarhia cu World Vision, cu 35.000 de copii aproximativ în țara aceasta. Și asta e un lucru extraordinar. Foarte mulți copii au trecut pe lume. Numai că i-am învățat să se ducă la școală prin organizarea unor școli de tip școala de duminică și împreună cu profesorii și preoții din parohia respectivă am reușit să-i readucem pe linia de plutire, să poată să-și treacă examene sau să se ducă la școală. Le-am suplinit lipsurile materiale cu rechizite școlare, uniforme, în ultimele proiecte. Dumneavoastră organizați și taberele acelea, vacanțele de vară? Le-am oferit și sume de bani în ultimele proiecte. Fiecare copil, cei care erau în situații, familiilor erau în situații grele, primeau câte 300 de lei pe lună, numai ca să ducă la școală. Și să știți că am avut rezultate extraordinare. Copiii s-au dus la școală și după ce n-au mai fost proiecte și n-au mai fost finanțare. Au continuat să ducă de dragul școlii. Copiii aceștia au fost duși, peste 10.000 din cei 35.000 de copii au fost duși în tabere la mănăstirea de la Durău și la mănăstirea de la Caraiman și la Tismana. Și acolo au învățat lucruri extraordinare, pentru că nu i-am dus numai să se plimbe, ci au avut ateliere de creație în fiecare zi. Cu lucru manual, sculptură, pictură, roata tavlarului, sesături, împletituri și ateliere biblice, rugăciunile, slujbele la care participau duhovnici tot timpul lângă ei, asistenți de tabără, foc de tabără, poezie. Deci am întâlnit copii care au spus, niciodată nu am ieșit din satul nostru, niciodată n-am mers cu tren, niciodată n-am fost în tabără, n-am plecat la o mănăstire, n-am primit niciodată atâția bani sau atâtea lucruri frumoase. Premii, să știți, am dat foarte multe premii. Vara aceasta am fost toată țara și am dat premii. Am dat premii la țară, mediul rural, o bicicletă, de exemplu. Era fericiți și încă o bicicletă foarte bună, foarte sănătoasă. Am dat laptopuri, am dat tablete, am dat... Deci lucruri pe care copiii în veci poate nu ar fi primit de la altcineva. Și erau emoționați, plângeau și ei și părinții. Și ca să primească acele premii, sigur, se înscriau la niște concursuri. Și am avut experiențe extraordinare. Am avut și un caz, de exemplu, la o fată de prin Severin, care a scris foarte frumos și scrisul foarte frumos și erau frazele foarte frumoase, elegante. Fraze mici, nu pompoase, nu filozofie, dar fraze elegant scrise. Și colegii, când am corectat acolo, zic, uite, cred că fata asta nu e scrisul ei, poate că altcineva a ajutat-o, sau că scrie prea frumos și prea elegant pentru vârsta ei. Și am sunat la preotul respectiv și
ne-a mărturisit părintele Tai, o fată care provine dintr-o familie cu 5 copii. Nu sta în casă, toată săptămâna stă la cămin și la școală. Și abia la sfârșit săptămâna se duce acasă. Și am avut ocazia să o cunosc pe tânăra aceasta și să o felicit. Plângea de bucurie, copil crescut la casa de copii, care într-adevăr a înțeles ce înseamnă pregătirea, care se pregătea părintele, profesorii au mărturisit, că e un elev bun și că îi merge mintea și cu dragoste de carte. Și am cunoscut-o personal și am văzut că într-adevăr așa era. Deci lucruri, vă spun, care ne-au marcat, pentru că în general copiii sunt dispuși să fac categorii. Gândiți-vă că ne ocupăm de copii care au abandonat sau sunt în pragul abandonului, adică au sute de absențe, nu trec pe la școală. Și noi ne ducem acolo, le vedem situația școlară, vedem și situația familială și atunci noi am lucrat ca biserică cu aproape 3200 de preoți voluntari. Și știu că ați lucrat și cu specialiști. Și specialiști, da. Psihopedagogi, profesori. Și vreau să vă spun că preoții au lucrat benevol în proiectele acestea. Și când au văzut cei de la minister și din Europa, de la fondurile europene, au declarat proiectul ca proiect de țară, de succes, pentru lucrurile acestea, pentru că au văzut câți preoți au lucrat benevol și câți oameni au lucrat ca voluntari în proiectele acestea. Ceea ce arată că dacă punem suflet în ceva, se poate, avem rezultate deosebite. Și eu cred că dacă vor continua aceste proiecte, am putea să ajungem undeva la o rată acceptabilă, n-ar trebui niciun fel de procent să fie în ceea ce privește educația. Toți copiii trebuie să meargă la școală. Dar la noi în țară este un dezastru. Și măcar să coborâm procentul acela de la 20%, acum au fost, v-am spus, peste 22, chiar 23%, și acum coborâm undeva la 16-17% și mai avem până la 10%, 11% scoborâm. Este o tragedie, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au bani și chiar nu pot să-și trimite la școală, sau alții care nu au percepția necesară. Cine a susținut financiar tot proiectul acesta? Fonduri europene, dar o parte din ele vin de la, exemplu, Orvijă și Mitropolia Moldovei a plătit la fel o sumă importantă pentru ca proiectul acesta să poată să ia ființă. Deci biserica vine cu partea ei. Asta nu înseamnă că numai un, de exemplu, toți preoții, 3200, muncă voluntară. N-am întrebat întâmplător, am întrebat pentru că asta trebuie să popularizate, că e așa o agresiune împotriva bisericii. Știu, și nu se știe. Și ar trebui să se spună, uite, domnule, se face ceva. Și este un proiect național, de asta zic, da. Proiectele s-au încheiat deocamdată și așteptăm să începem altele, dar dacă vă uitați pe site, alege școală, atât trebuie să uitați. Căutare, alege școală. Și veți vedea mii de fotografii, toate etapele. Dar nimeni nu înțelege că lucrurile ăștia au fost făcute de biserică. Că, de exemplu, pe partea asta de lucru cu copii, au fost 80 de proiecte care au câștigat. 80 de proiecte. 80 de proiecte au lucrat cu 50.000 de copii. Din cele 80 de proiecte, unul a fost al Patriarhiei și al Fundației Orvision. Dacă Patriarhia și Orvision au lucrat cu 35.000 de copii, deci ceilalți, gândiți-vă, 79 lucrează cu 20.000 de copii. Și gândiți-vă, faceți o mică paralelă, să vedeți ce au făcut ea cu fondurile lor, cât s-au ajutat și cât s-a ajutat Patriarhia. Eu nu vreau să acuz pe nimeni de nimic, însă de acolo unde se dorește și se pune suflet în lucrarea aceasta, copiii sunt doritori să ducă la școală, vor să învețe și am găsit și foarte mulți voluntari care vor să ajute, profesori, psihopedagogi. Noi am făcut acum manuale pentru acești copii. Dar puteți cere prelungire dacă a avut așa un succes. Da, s-au închis cu siguranță. În toamnă vor începe din nou aceste proiecte și noi dorim să ne implicăm și să încercăm, poate până prin 2020, dar proiectele vor merge până prin 2023, pentru că e clar că am întârziat deja 3 ani, până acum n-a început niciun proiect european. Și sperăm ca până atunci să ducem rata aceasta de abandon până spre 10%. Și dacă va da Dumnezeu să mai avem în continuare, poate încă 10 ani, de acum încolo, 15 ani, să nu mai avem eventual abandon. Este o tragedie. La țară, satele sunt depopulate, copiii nu mai merg la școală și ne școli, mirăm, nu mai sunt profesori, nu mai sunt. Că trecem prin ceea ce trecem. Suntem la mijlocul postului, în încheierea acestei întâlniri duhovnicești. Adresați-ne un cuvânt duhovnicesc acum în post. Noi suntem imediat după Duminica Crucii și așa cum este bine un creștin, trebuie să luăm Sfânta Cruce ca armă împotriva tuturor ispitelor lumii de aici. Și să înțelegem că
sunt multiple. În primul rând, crucea prin brațele ei, prin brațele orizontale, prin brațele Mântuitorului întinse pe cruce, a îmbrățișat toată umanitatea și toată creația pe care vrea să o salveze, să o restaureze și să înnoiască. Și înseamnă că prima simbolistică sau primul lucru care decurge din cruce este această salvare, restaurarea omului și chemarea către noire duhovnicească pentru fiecare dintre noi. Apoi crucea are sigur și un braț vertical care unește pământul cu cerul. Și deci Mântuitorul a venit ca să ne ia de aici de pe pământ, să ne urce la cer. Că nu avem cetate stătătoare aici pe pământ, ci cea veșnică este acolo în cer. Și deci crucea este scară către cer. Un alt simbol puternic al Sfintei Cruci. De asemenea, trebuie să înțelegem că Sfânta Cruce a fost altarul de jertfă al Mântuitorului și este și altarul nostru de jertfă până la urmă. Pentru că trebuie să ne asumăm cine nu-și va lua crucea sau cine vrea să urmeze mie să-și acuce, să-și acuce să ne urmeze mie. Că cine dorește să-și câștige sufletul pierde și cine pierde pentru mine l-a câștigat pentru veșnicie. Deci, asumarea crucii, indiferent câtă suferință, presupune. Dacă Mântuitorul s-a jertfit și a asumat crucea, și noi trebuie să ne asumăm crucea și să mergem cu ea prin lumea de aici, dacă vrem să câștigăm împărăția de dincolo. Apoi să nu uităm că prin cruce avem, în primul rând, virtutea smereniei și a iubirii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât pe unicul s-o fi dat ca pe orice credință să se mântuiască. Deci prin cruce ne vine mântuirea și asta presupune iubirea. Așa cum Dumnezeu ne-a iubit pe noi, la fel trebuie să iubim și noi pe cei care ne sunt aproape. Prin cruce suntem învățați să răbdăm. Răbdarea este altă virtute care izvorăște din cruce. Și avem nevoie de multă răbdare, după cum vedeți, în lumea de aici. Răbdare cu cei din familie, răbdare cu cei de la servici, răbdare cu șefii noștri, răbdare cu lumea care ne înconjoară, răbdare cu copiii, dacă avem ales probleme cu ei. Răbdare și iar răbdare este cuvântul care ne izvorăște din cruce. Și tot din cruce izvorăște și mila. Vedeți că Mântuitorul pe cruce a avut de tâlhat pe el. Pe unul l-a luat în rai pentru că s-a făcut milă de el. Și pe celălalt s-a pierdut prin voința lui. Dar asta înseamnă că din cruce învățăm și mila, milostivirea. Trebuie să știm să iubim oamenii. Și asta ne-a învățat și Sfântul Vasile cel Mare. Filantropia este, sau ar trebui să fie prima virtutea noastră, pentru că din filantropie ne-a salvat Dumnezeu. Atât de mult a iubit lumea, că l-a trimis pe Dumnezeu ca să ne salveze. Și astea lucrurile pe care ar trebui să le învățăm, pe care apostolii, pentru că spre post nu putem să urcăm decât asumându-ne crucea. Spre înviere nu putem să urcăm decât asumându-ne crucea. Crucea trebuie să fie scara. De aceea și înjumătățește postul. Este pus la jumătate pentru că dacă am obosit cu postul, să avem puterea să-l ducem mai departe. Dacă nu ne-am înnoit până acum, să avem grijă să ne înnoim, că asta înseamnă crucea. Dacă n-am început să acumulăm virtuțile, să începem să le acumulăm de acum încolo. Pentru că mai foarte puțin, mai sunt 3 săptămâni și intrăm în săptămâna Sfintelor Pătimiri și de acolo cușul duhovnicesc spre Golgota și de la Golgota mai departe către Lumina Învierii, pentru că asta este poporul nostru de credincios, creștinii sunt un popor optimist. Da, creștinii sunt optimiști. Și optimismul izvorăște din, nu numai din cruce, ci mai ales din învierea de după cruce. Învierea este ținta noastră. Dacă nu există înviere, e zadarnică credința, o spune Sfântul Apostol Pavel. Ori învierea este ținta și scopul existenței noastre aici. Vă mulțumim foarte mult, Părinte Profesor, mulțumim Părintelui Paroh pentru găzduire și ospitalitate, vă mulțumim frăților voastre pentru prezență și implicare, ne reîntâlnim peste 2 săptămâni la altă seară duhovnicească. Facem rugăciunea, obișnuita poză de grup, iar pe bărbații rog să ne ajute să strângem bâncile. Doamne ajută și post ușor și binecuvântat în continuare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu toții! Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvântați. Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Seară binecuvântată, Doamnește.